ZUnivers Podcasts. E adevărat că nu știu foarte mulți oameni data ta de naștere? Nu vorbești despre data ta de naștere? Data de naștere este un lucru foarte intim, atât de intim încât trebuie să rămână așa strict al tău. Toți oamenii au puterile astea? Toți oamenii au puterile respective dacă se urcă pe verticală. Toți oamenii le pierd dacă coboară pe orizontală. Adică tu vrei să-mi spui în momentul ăsta, dacă îți dau o dată de naștere, tu poți să-mi spui când va pleca acea persoană de pe pământ, evident, când va muri? Evident, încet, încet uităm de sursă, adică de sursă, și ne atașăm din ce în ce mult de resurse și ne batem pe resursele astea de omorâm între noi. Spune-mi, Anatol, putem trăi noi într-o lume în care fără conflicte, nu, fără război, fără ucidere? Nu. Ucidem oricum, ucidem ideile, ucidem visele tale, suflete, visul tău, îți ucidem viziunea ta asupra vieții și o instalăm pe a noastră. Când punem două cercuri așa și le suprapunem, cercul arta și cercul știință, la mijloc apare miracolul. Cea mai mare tehnologie pe lumea respectivă este omul. Niciodată nu a fost o tehnologie mai mare ca om. Niciodată nu putem crea vreun aparat mai desăvârșit ca omul. Biropatia e o boală astăzi la civilizație, care produce foarte mult stres și îmbolnăvire. O lună muncită. Dar în luna aia tu ai trăit, dar ai învățat ceva, dar ai făcut ceva. Tu de ce ai venit pe lumea asta? Că numai să câștigi salariul. Spunem așa, nu-și învață o anumite lecții, nu produce anumite modificări și atunci dacă păstrează aceleași cauze, se vor produce totdeauna aceleași efecte. Pacea poate să fie numai în interior, chiar dacă în jur bubuie tot. Asta e cea mai importantă pace. Intervievista cu Florentina Fântânaru. Un podcast ZUnivers. Bun venit! Sunteți la Intervievista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Invitatul de astăzi este faimos. E adevărat că nu se știu foarte multe lucruri despre el. Știu că este cercetător în parapsihologie, este psiholog și este numerolog de la 17 ani. Bun venit, Anatol Basarab! Mă bucur tare mult să te văd și aici la Intervievista. Bine te-am găsit pe tine și pe telespectatorii tăi. E adevărat că nu știu foarte mulți oameni data ta de naștere? Nu vorbești despre data ta de naștere? Eu prefer să nu. Pentru că data de naștere este un lucru extrem de intim și este, cum am spus așa, strict legat de propria mea viață, de intimitate. Ceilalți oameni ce treabă au cu asta? Eu consider că și justificabil, adică putem demonstra asta, că data de naștere este un lucru foarte intim, atât de intim încât trebuie să rămână așa strict al tău. Niciodată nu ne-am gândit la asta, dimpotrivă vorbim des despre aniversări, despre date de naștere, când e ziua ta ca să știu să-ți aduc un cadou și tot felul de astfel de discuții despre data de naștere. Deci nu e bine, e o prostie? Cercul tău de oameni intim totdeauna vor ști, pentru că chiar tu îi vei imita la ziua ta de naștere. Păi da. Așa, dar numai că ziua ta de naștere nu e obligatoriu să o știi, tu o faci sâmbătă, dar de fapt ziua ta de naștere a fost 3 zile mai înainte. Sau va fi, ceea ce nu-i bine, că îl ispitești pe Domnul Dumnezeu tău, adică să faci ziua de naștere câteva zile înainte, ferm convinsă că o să ajungi la ziua ta de naștere și poate nu ajungi. Dar îl ispitești pe Domnul Dumnezeu tău, adică ca și cum eu sunt sigură că acolo o să ajung și îmi fac ziua de naștere cu o săptămână înainte. Foarte multe cazuri au fost în viață și eu le studiez în mod special, că tocmai aproape cumva din cauza asta omul nu a ajuns la ziua lui de naștere. Să faci la o săptămână după ziua ta de naștere e foarte bine, adică ziua ta a fost, tu ai împlinit-o deja, dar au fost luni și cheful faci sâmbătă, de exemplu. Tu îi chemi pe oamenii, ei pot să creadă că ziua ta e sâmbătă, dar ea de fapt a fost luni. Nu e obligatoriu să știi când e ziua ta de naștere, dar oricum cercul tău intim de oameni vor afla din diferite feluri. Întotdeauna să spui să se întâmple după, nu înainte. Pentru că înainte cine știe, exact cum spui. Adică dacă eu aș fi Dumnezeu, mă ispitește. Asta, da. Ce înseamnă asta, că îl ispitești pe Dumnezeu? Adică îl provoci cam așa ceva, îi spui, băi, știi care e chestia, ești, nu ești, eu o să ajung la ziua mea de naștere, că așa vreau eu. Tu nu-i să ajungi. Sunt foarte mulți oameni care fac gluma respectivă. Bine, dar dacă spui asta și spui, facă-se voia ta, Doamne, cu voia Domnului, o să ajung și la ziua mea de naștere, chiar dacă exact o fac o lună, două, trei înainte. Oricum e voia lui, dacă oricum zici e voia tu sau lui, nu zici tu că fie voia exact ta, oricum. A spune fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, asta știi că sună cam așa, fie, îți dau eu voie să fie cam așa ceva. Este, nu că fie. Nu tu hotărăști că va fi sau nu va fi. Este voia ta precum în cer așa și pe pământ. Cine ești tu să-i spui Dumnezeu, fii, hai, ok, bine. Deci atunci facă-se voia ta. Facă-se sau să face voia ta, facă-se. Nu este un îndemn, nu-l rog. Spune, el oricum știe ce are de făcut, fără să mă rog eu la asta. Și apropo, la ce Dumnezeu te rogi tu dacă Dumnezeul tău, înainte de a deschide gura, nu știi și cuvintele care să le folosești? Și dacă el știe oricum, înainte să deschizi gura, ce o să spui pe gură, de ce te mai rogi? Anatol, faci voia lui Dumnezeu? Fără să vreau, trăiesc în două, chiar în trei realități deodată. Adică avem o axă verticală sau așa numită inducție magnetoelectrică, adică asta înseamnă atașamentul față de sursa centrală, spirituală, nevăzută, așa, și o orizontală sau inducția electromagnetică. Uite, totuși în lumea respectivă pe orizontală, electromagnetică. Sursa electromagnetică. Asta înseamnă atașamentul la resursă, la tot felul de resurse. Da. Încet, încet uităm de sursă, adică de sursă, și ne atașăm din ce în ce mult de resurse și ne batem pe resursele astea de omorâm între noi. Pe când ar putea să lăsăm toate războiile și să ne înălțăm fiecare în parte sau colectiv, sunt tehnici, sunt psihotehnici, pentru asta pot fi predate din grădiniță până în școală, în clasa 12-a omul ar fi ceva de genul lui Hristos. Rupe o pâine și le dă la toți, rupe un pește și le dă la toți. Se întâmplă în centre din lumea asta, există centre care fac asta, există, e adevărat, ele nu? Sunt, spunem așa, super secretizate și nu ai fost la vreun astfel de centru? Da, dacă aș povesti și pot să vezi. Ce ai văzut acolo? Dacă le-aș spune ce văd, de exemplu, așa. O fetiță de 6 ani de zile se întindă mâna numai așa și camera respectivă ia foc. Instantaneu. Ai văzut asta? Da, nu o singură dată. Și asta e unul care poți să-l spui și cineva poate zică da, e ok, sau să ridică foaia așa, să-l ții la 5 metri și fetița aia se uită și face o gaură și iese fum din foaie și se face o gaură în foaia respectivă. Așa. Asta au fost ca niște demonstrații acolo unde ai fost. Ca niște abilități care au fost... incipient au avut puterea respectivă, ei au fost doar dezvoltată, canalizată și stăpânită. Toți oamenii au puterile astea? Toți oamenii au puterile respective dacă se urcă pe verticală. Toți oamenii le pierd dacă coboară pe orizontală. Dar vorbeai de o fetiță de 6 ani. Da, copiii, majoritatea dintre ei sunt mai mult conectați acolo și sunt mai aproape de verticală, că vezi el, tu ai observat, copilul, indiferent cum îl îmbraci, el niciodată nu spune problema. Că da, nu-i la modă, nu-i la modă, dar e acolo, dar nu-i de la dincolo, îl îmbraci cum vrei, e tuns oricum, nu-l interesează, el trăiește așa. El cumva face abstracție de felul. Mai târziu îl deconectăm și ne-l coborâm, așa se îmbracă, așa nu-i voie, trebuie de aia, trebuie de la marca aia, trebuie de aia și îl conectăm la ce? La resursă. Dar spune-mi, Anatol, cam câți oameni, câți genul ăsta de oameni cu abilitățile astea sunt în lumea asta? Adică... copiii care se nasc au abilitățile din start. Așa. Noi, în loc să le dezvoltăm, pentru că noi, ca părinți... Păi și unde pot ajunge copiii ăștia cu astfel de abilități dacă la 6 ani pot face lucrurile despre care tu mi-ai spus? La 6 ani, unde pot ajunge? Copiii pot porni toate rachetele nucleare care stau în tot felul de silozuri, le pot porni și se declanșează softul. Cu puterea minții. Exact. Și tot ei pot să oprească. Pot face o sumedenie. Și de ce se întâmplă în continuare conflicte, războaie, calamități provocate de oameni? Evident, omul face parte dintr-un sistem. Unul dintre puterile lui majore este creierul. Anatol, altceva vreau să te întreb. Dacă sunt oameni care pot opri toate lucrurile rele cu puterea minții lor, de ce nu o fac? Păi, asta e foarte bună întrebarea. Răspunsul este cam așa, dar trebuie să-l găsesc pe la maximum de sincer să fie. Dureros de sincer, da, este. Pentru că acei copii, mai devreme sau mai târziu, nimeresc în mâinile la niște oameni conectați la resurse și nu pot să vadă decât în acei copii niște resurse, adică niște arme pe care să le folosim pe acei copii în vederea atingerii niște scopuri de care materiale, muritoare, adică neveșnice. Așa. Adică acum să-l pun pe acel copil care e super talentat să-mi spargă mie toate site-urile care mă interesează pe mine și să iei bani, câte un 0,3 și un cent de la orice operațiune bancară din lume și eu într-un timp de o lună mă fac miliardar. Dar tu nu ești evrei, că tu știi ce faci, nu? Și eu știu că tu ești conectat la chestia, dar pe urmă o să fac ce? O să aplic forța fizică și o să te oblig de frică sau de ceva să faci exact ce e, contra, ce e împotriva naturii tale. Astăzi în lume nu-i prea bine să arăți că ai niște capacități psihofizice, psihoenergetice, pentru că imediat vor veni cineva și să vă pune, spunem așa, pistolul la cap și te va obliga să faci ceea ce tu n-ai fi făcut niciodată. De acord? Mai pot să spun ceva? Dar vreau să te întreb dacă, din curiozitate, din necesitate, ai vrut să afli o dată de naștere a unui copil dorit, da, sau o dată de plecare, data morții, da, unui om muribund sau poate într-o situație gravă. Da. Ai făcut asta? Evident. Un om care poate face ceva, va face. Dar dacă faci asta, mai faci voia lui Dumnezeu? Păi voia lui Dumnezeu este matematică. Eu nu știu care e voia lui Dumnezeu pentru 100 de ani încolo. Dar eu văd voia lui Dumnezeu cum se manifestă acum aici. Adică tu vrei să-mi spui în momentul ăsta, dacă îți dau o dată de naștere, tu poți să-mi spui când va pleca acea persoană, da, de pe pământ, evident, când va muri? Evident, pentru că dacă nu se va întâmpla în lumea asta mecanică vreun, spunem așa, accident. Dar nici în război nu mor oamenii așa. Hai să spunem așa, în orice război o sună dur cumva, dar mor proștii. Victimele colaterale. Și ghinionistul, adică când tu stai, ești bine antrenat, faci tot ce trebuiește și a căzut un obuz peste tine chiar acolo. Ăla e ghinion. Ai murit că așa s-a întâmplat. Dar dacă tu îți faci treaba ta și te-a lupățică, te-ai băgat în pământ acolo, te aperi ca lumea, așa, știi să faci, poți treci prin tot războiul și să nu fii nici măcărănit. Tu bine, ai făcut asta cumva cât timp ai fost militar, ai fost în armată, evident, în armata sovietică. Evident, pentru că eram eu ăla deșteptul, ci pentru că trebuie să înveți tactici, strategii, metodologii de apărare, luptă și diferite forme. Poate dau cu gază, poate dau cu arme biochimice, poate dau cu ceva. Trebuie să știi să te protejezi, dar dacă tu ai scăpat clapa aia, supapa aia, singur ți-ai distrus-o cândva pentru ca să respiri prin el mai ușor ca să nu te vadă ofițerii, când au dat cu gaz, că te-ai înnecat. Iar din propria prostie. Nu ți-ai pus hainele cum trebuie pe tine, nu ți-ai legat toate echipamentul pe tine, te-ai culcat cuțitul care te-a stă aici, dar stând aici când te-ai culcat, s-a pus în poziție verticală. Tocmai ți l-ai băgat în burtă. Nu că ai murit la asta, dar te-ai lovit. Deja nu mai ești atât de bun de alergat următoarea 100 de metri, că te doare burta, că tocmai te-ai lovit în propria muniție. Câți ani ai făcut armata? În armata sovietică? Câți ani? Ca toți, în 2 ani, după lege, de la un orden al ministrului de apărare, până la următorul orden, exact 2 ani. Din toamnă până în toamnă încă. Și ai luptat pe front? Ai fost în zone de conflict? Am fost în zone de conflict, cum și mulți alții, chiar și acum. Scopurile doar diferă. Chiar și acum? Ce vrei să spui cu asta? Chiar și acum. Și avem români care au fost în Afganistan, de exemplu, cu alte scopuri, cu alte interese, dictate de altcineva, dar nu au fost, au fost. Ți-a fost frică de moarte? Nu, la un moment dat devine ca un joc pe calculator. Nici bubuiturile din jur, nici faptul că uite, era și acum uite în fața ta, e zburat capul, nu, la dur. Ai văzut asta? Inevitabil vezi lucrurile astea, că doar ești într-un război, adică ești într-o acțiune militară reală. Dar la un moment dat nu te mai, adică te desensibilizezi. Ca și medicii care desfac cadavre în fiecare zi, da, desensibilizați. Știai că e posibil să nu te mai întorci acasă, nu? Toată lumea știe chestia asta, dar tot nu trăiesc în ei speranța care moare ultima, că ce? Că dacă faci exact, în tocmai precis ceea ce trebuie să faci ca militar, într-o acțiune concretă, atunci ai mai multe șanse să rămâi în viață. Dacă tu la mici de o noapte ți-ai prins țigara și pe vârful muntelui sau un post acolo fumezi, apoi cineva îți va trimite un glonti chiar în țigara aia. Spune-mi, dintre colegii tăi, prietenii tăi, da, din copilărie, că toți ați plecat la un moment dat în armată, nu? Da. Câți s-au mai întors? Câți au rămas pe front? În armată sunt așa, câteva denumiri. Cum ar fi nu marfă, ci avioane speciale cargo, care duc așa numit bagaje, să spunem așa, 200 sau 300. 200 înseamnă că-s morți, 300 înseamnă că-s răniți, ca și astăzi, în Ucraina sau undeva. Adică avem atâția 300, avem atâția 200, adică avem atâția morți și atâția răniți. Avionul respectiv în fiecare zi pleca din Afganistan cu minimum 180 de cadavre în fiecare zi, de-a lungul anilor. Că pleca din Kabul sau Kandahar, plecau în fiecare zi avion militar cu sicrie militare zincate la Lvov. De acolo le distribuiau mai departe, pe calea ferată, pe undeva, până la comisariatele militare de fie din sat, dintr-un satul care vă înfruntul muntelui. De la comisariatul militar, 2 soldați și un ofițer se duceau și însoțeau sicriul respectiv până la mormântare. La tine în sat. La tine în sat, nu? În satul nou. La noi în sat a fost... în Basarabia. Cimișlia. Cimișlia. Au fost chemați. Unii s-au dus, ei s-au cerut să ajungă acolo. Și apropo, era foarte interesant. Erau fii de ofițeri, de generali care se cereau, făceau tot posibilul ca să meargă în Afganistan. Că atunci când vineai înapoi, altfel se uitau și fetele și tot restul ăla. Dacă vineai, mulți au venit înapoi, dar au rămas cu traume pe viață și unii nu s-au refăcut niciodată. Unii, deși au acum 50 ceva de ani, cum a fost posibil un conflict undeva, ei acolo s-au dus, s-au obișnuit în 2 ani de zile cu atâta teroare, cu atâta agresivitate sau, spunem, frică, e o stare anumită de luptător. Încât când vii acasă ți se pare toți așa că sunt adormiți și ai nevoie de adrenalină. Proști, chiar și proști. Ai nevoie de un fel de adrenalină. Îți dai seama, de exemplu, unul din, la mine din detașament, dar era din Republica Moldova. S-au angajat după război, venind de acasă, el obișnuit numai să omoare, inclusiv femei, copii, sate întregi câteodată. Nu sate ca la noi, chișlacuri, așa, altfel, cu niște căsuți așa, care din lut, pătrățele. Dar când s-a întors înapoi acasă, el în mintea, în conștiința lui, știa că a luptat pentru patrie, în timp ce ăsta au stat aici acasă și s-a jucat cu femeile, știi? Și el e director acum și ăsta l-a dat afară. În secunda 2, cu un card, ceva l-a și lichidat pe el acolo. Nu pot suporta ideea. Cum să-mi spune mie asta așa? Cea când... Teribil. Tu cum ai trecut peste traumele pe care le-ai suferit? Noroc, pentru că după aia mulți stăteau într-un centru, veneau acasă, erau deja civili, nu mai erau... Da. Dar erau obligați printr-o lege să mai stai încă unii, nu toți, în dependență de armă, în dependență de acțiunile militare, în dependență de zonă. Unii au fost în Afganistan, dar au fost medic sau șoferul ofițerului. Da. Nu au văzut... Tu ce ai fost? Nu au văzut... Noi am fost un detașament de intervenție rapidă, adică numai când se întâmpla, putea să întâmple o dată pe săptămână, putea să întâmple o dată pe lună, în tot restul te pregăteai, dar dacă se întâmpla, atunci era carnagiu, ori veneai, ori nu mai veneai. Sau... Eu n-am avut detașamentul meu de 30 de oameni, în toți 2 ani de zile am avut 2 răniți numai, unul foarte grav și unul mai puțin, dar în schimb un sergent, un subofițer ucrainean, care de felul lui era mai dur așa, într-o singură operațiune s-au întors numai 2 acasă. Și acum îți dai seama, el cu unii dintre ei erau colegi chiar de cartier. Sau, da. Știi, acum el se întoarce peste un timp acasă și vine mama și întreabă, ce ai făcut de nu mi-ai protejat fiul? Cum... Tu de ce ai scăpat și el nu? Da. Adică sunt tragedii care nu vrei să le aduci aminte nici într-un fel, doar că m-ai întrebat așa, prefer să trecem peste pentru că să pornesc în capul imaginii. Dar vreau să te întreb, sunt convinsă că este îngrozitor. Vreau să te întreb, Anatol, oamenii aceștia, unii dintre ei care își doresc să meargă pe zonele astea, în zonele de conflict, să lupte cu arma, realizează ei, le spune cineva, se gândesc vreodată ce își iau ei asupra lor, asupra familiei, asupra descendenților din neamul lor? Realizează ei încărcătura asta? Realizează. Și o fac cu bună știință. Da, pentru că... Cu orice risc, nu contează. Da, și cel mai interesant lucru că nu se exprime asta la La 90% dintre ei nu se exprime nici într-un fel negativ asupra copiilor, urmașilor și în fel. Mai degrabă unul care stă aici la civilie, cum ar fi spus, și fură banii publici în tot felul. Nu a făcut nicio crimă, nu a împușcat pe nimeni, dar vedem copiii, deja asupra copiilor lui se manifestă. Copilul deja se droghează, el e primar, bani furați, nu știu ce fel. Da. Copilul vede, ei obișnuiesc, n-au când se educe. Nu, acolo s-ar putea să fie invers. De ce? Pentru că ceea ce considerăm noi morala umană, nici parcă printre noi nu e una și aceeași. Unii consideră că asta este corect, ceilalți la fel de puternic consideră că inversul e corect. Da. Și se bat între ei pentru că cuvintele nu și-au făcut putere. Adică diplomația nu le-a ajuns minte. Și armata sau arma nu e nimic altceva decât este tot un dialog ca și boxul, dar cu ajutorul armelor. Adică vorbim cu bubuiala, ta-ta-ta-ta-ta-ta, cu astea vorbim, dacă n-am putut să ne înțelegem din cuvinte. Puteau să înțeleagă de mult timp în urmă prin cuvinte. Da, pentru că unii au spus, nu, ajungem la război, da, și vă impunem noi voi și o să faceți așa cum vă spunem noi. Dacă le iese, bine, iese învingători. Dacă nu iese, câștigă ceilalți și atunci cei rescriu. Oamenii sunt în stare să se nimicească reciproc, să nu mai rămână unul din neamul lor. Da, nu pentru convingeri. Da, pentru conveni, care de multe ori nici nu sunt ale lor. Exact. Spune-mi, Anatol, putem trăi noi într-o lume în care fără conflicte, nu. Fără război, fără ucidere? Nu. Ucidem oricum. Ucidem ideile, ucidem visele tale, suflete, visul tău, ucidem, îți ucidem viziunea ta asupra vieții și o instalăm pe a noastră. Anatol, dacă Dumnezeu a creat totul pe bază de cifre, da. Putem afla tot? Absolut tot ce ne interesează? Tot? Am putea spune absolut tot. Tu ce n-ai aflat? Ce ai vrut să afli și n-ai aflat? Și încă mai sper că o să afli. Hai, fi sincer. Da, sunt foarte multe lucruri care sper că odată cândva o să găsesc șirul matematic corect care să mă ducă pe mine în interpretare, în a ști, de exemplu, anumite lucruri. Zi-mi ce? Cât timp neamul ăsta românesc va mai exista și când anume va dispare și din ce condiții va dispare? Care condițiile sunt? Psihice, energetice sau informaționale? Care? Deja suntem pe un trend în direcția respectivă, dar când se va întâmpla? Când se va pune ștampila? Când se va semna un act care va spune că noi suntem un teritoriu? Dacă vreți să numește România în continuare, dar nu mai e important asta. Voi sunteți cetățenii globului, gata, s-a terminat. Dar e important, zi-ne ceva care să ne fie de folos acum, pe o perioadă de 20, 30, 40 de ani. Păi da, asta este, citiți Agenda 2030, că nu trebuie să o spun eu, deja e planificat totul. Deja totul e planificat. Totul. Unde să citim agenda asta 2030? Citiți-o la Organizația Națiunilor Unite, citiți-o în tot felul de locuri și să vedeți exact, clar, scopurile, proiectele, pas cu pas, fără niciun fel de... Și oamenii aceia care au făcut agenda, au făcut-o numerologic? După cifre și numere? Da, evident, totdeauna. Adică numai noi credem spre binele nostru? Spre binele nostru. Al nostru. Al nostru. E, la masa aia, mai zim și ceva de bine. Nu toți ai noștri sunt ai noștri. Zim și ceva de bine. Uite, am citit eu în cartea ta, fabuloasă cartea asta, și o recomand, că pentru alungarea spiritelor se folosește o rădăcină de plantă, pentafilon. Da, căror spirite, că nu toate spiritele. Da, spiritele sunt rele. Multe, sunt ierarhii, sunt clase întregi. Păi spunem de planta asta, ai folosit-o vreodată? Da, și noi folosim, adică în casă de zi cu zi, de exemplu, sunt frunze de dafină. Frumos, da. Afumăm cu frunze de dafină din casa ta, vor dispare anumite entități, să spunem anumite paraziți care trăiesc în structurile noastre energetice, adică în interiorul nostru, dar totuși în exteriorul corpului. Dar aici apare greșeala umană, pentru că el se consideră că limita lui e aici, uite, la piele. Când limita lui e așa în jur, și uite, aici în jurul tău trăiesc o mulțime de paraziți, entități, care și la urechi îți vorbesc și câteodată îi îndeplinești comenzile lor crezând că sunt ale tale. Ei, dispar alea. Serios, dacă arzi frunze de dafin? Exact. Și câte frunze așa de dafin să arzi? Păi nu contează, 2, 3, 4 frunze de dafin le pui acolo și mergi cu la ca și cum ai tămâia prin casă. Păi și dacă folosești tămâia, nu e același lucru? Și tămâia este foarte bun, de la tămâia pleacă alte entități, nu pleacă celelalte, adică știi cum, nu toate deodată. Pe ierarhii, cum spuneai. Pe ierarhii, pe puteri, evident. Ia spune-mi, Anatol, ce entități avem aici, în jurul nostru? Ce simți? Hai că știu că ai capacități paranormale. Eu sunt sigur că Dumnezeu a fost foarte îngăduitor și binevoitor cu noi, că nu ne-a lăsat să vedem asta. O, Doamne! Că dacă ai vedea, te-ai speria cât de colcă e lumea asta și oameni, în comparație cu entitățile care există și care încearcă încă oameni, adică ele prin intermediul oamenilor să mai deschidă alte portale ca să mai poată veni și alții. Teribil! Adică tu n-ai ieșit din casă. Da, apropo, degeaba nu ieși din casă, că ele colcă și acolo. Păi peste tot, nu? Da. Adică ai pus în plăi nebunii. Unele dintre ele sunt oarecum iluzoriu binevoitoare și îți apropii de tine încerci și cu frumoase. Chiar poate să simți așa că te împrietenești cu ele, ca și cum ți-ar place. Păi nu e nimeni necontaminat. Stai un pic. Înseamnă că nu e nimeni necontaminat, înseamnă că nu e nimeni singur pe lume. Nici Hristos nu a fost singur pe lume, doar că el le ținea sub control, atât e singura diferență. Adică le putea impune voința. Deci, Anatol, până a fi noi manipulați de politicieni și de cei care ocultă mondială, suntem manipulați de lumea nevăzută. Da, dar lumea nevăzută nu face, nu suntem manipulați de lumea nevăzută de capul lor. Lumea nevăzută manipulează politicienii care ne manipulează pe noi și pe noi numerim victime și din noi se hrănesc celelalte, tot după anumite ierarhii. Uite, de exemplu, la noi este zeciuială, adică tu faci un lucru oricare și 10% își ia Dumnezeu, restul ți rămâne ție. Așa ar trebui. Așa este, nu cât așa trebuie. Și este? Așa este la nivel energetic. Orice la nivel energetic, nu vorbim acum neapărat concret, la zeciuiala din suma de bani pe care o primești, o iei, o câștigi. Aici, suma de bani, în general, facem niște erori când ne întoarcem în universul cu fundul în sus. Adică, dacă o să fie timp, poate o să explic cu zeciuiala cum funcționează. Dar zi-mi din punct de vedere energetic. Din punct de vedere energetic, orice gând, orice acțiune faci tu, înapoi, ca efect, se duce numai ideea cristalizată, că cel mai fin se duce înapoi la Dumnezeu și la 10%, restul faci tu cu energia respectivă ce vrei, dar vezi ce faci, vezi unde investești, că tot 10% acolo o să duc. Și dacă îți duci 20%, spunem așa, de o anumit bani sau energie, ea lui Dumnezeu, dacă se duce alta, ajunge în infern. Și infernul zic, ia tocmai unul îmi trimite bani. Ia trimiteți-o repede așa un aghiuță micuț la început, dar brutal. Pentru că cu cât ești mai sus, cu atât și dracii vorbesc cu tine mai elegant. Dacă ești așa jos, îți iau perna de sub pe pat, de pe cap, te lovesc, te împing, îți fac, adică și ești brutali. Adică brutalii vorbesc cu brută la inferior. Păi și ai trecut tu prin asta, Anatol? Orice om, dacă vrea, poate trece prin așa ceva. Păi dacă vrea, păi nimeni nu vrea. Pe cine vrea, cine să vrea? Înseamnă că nu vrea să cunoască, înseamnă că va fi obligat să creadă ce spun eu. Dar zi-mi de formule magice, zi-mi de ceva de bine, dă-ne și ceva care să ne înalțe un pic, nu? Uite, bunica la țară. Da. Spune-mi tu, Anatol, că erai copil și făceai tot felul de trăznăi, tot felul de nebunii la țară. Da. Da? Bunica la țară făcea o magie cu cuvintele alea, că știa, că nu știa, că e magie, dar bunica făcea cu cuvinte frumoase, pozitive. Da, dar bunica mea face parte dintr-o civilizație care astăzi nu mai există. Da. Adică nici dacă vreau să-i povestesc cuiva, mai degrabă o să pară că eu sunt nebun și nebunul care nu înțelege o să mă facă pe mine nebun sau ce știu eu acolo. Da, bunica mea făcea parte dintr-o civilizație și dintr-o anumită categorie de femei cu anumită educație, cu anumit fundament psihologic și psihofizic care îl dobândea, îl achiziționa încă până pe la 7 ani de viață și cu care rămâi tot restul vieții și astăzi e la fel. Și eu am achiziționat copilul până la 14 ani, 7-14 ani, cu asta rămân toată viața. Dar ei până la 7 ani nu urcă în copaci ca noi, nu alergă cu mâinile, nu fac și atunci, uite, cele mai mari probleme le au probleme de postură. Adică din start nu se așează scheletul, musculatura pe ei, nu se îmbracă cu propriul lor carne cum trebuie. Deja probleme. Obeji, nu știu să meargă. Noi avem talpa într-un fel creată și cândva, probabil după călcâie, o să poți să-ți dai seama că acesta este om. din civilizație cu tare, restă din civilizație cu tare, că nu are talpa dezvoltată, nu mărți pe jos, nu știi să agăță cu degetele, adică el e de mic încălțat în tot felul de pantofiori. Oscioarele sunt construite total diferit. Când merge nu amortizează cum trebuie. Avem o problemă mulțime. Educație fizică să nu facă, că nu știu ce în naiba poate să pățească. Dar știi, Anatol, prin tot ce ne spui, am sentimentul că nu prea mai ai încredere în ființa umană. Că până la urmă... Deci, Anatol, până la urmă, acum mii de ani aveam capul ceva mai mare. Da. Ni s-a mai micșorat între timp, după câteva mii de ani. Da? Deci, până la urmă, ființa umană a mers înainte. A mers, nu e important că cumva cantitativ, adică s-a micșorat sau s-a mărit. Nu asta e important, calitatea contează. Ce ai în capul ăla, cât de microfic, poți să ajungi creierul cât găina să ai, dar dacă el e bine structurat și organizat și conectat la sursa centrală, o să faci minuni cu el. Poți să ai creierul cât elefantul și degeaba. E adevărat, dar ușor, ușor, ființa umană a făcut ceva, nu? Și cu sprijinul de dincolo, și cu voia lui Dumnezeu, da, ce-a făcut? Nu a pierdut Dumnezeu lumea și nu va pierde. Nu va pierde lumea, dar asta nu înseamnă că toți vor trece. Păi asta e, fiecare după putința lui, exact. Nu? Și după destinul lui. Pleava, știi, pleava și grâul, se selectează între ele. O să fie așa, am avut odată un exemplu real. Atunci s-a produs așa că, știi, era toamna și se pune să jos pufulețul ăla, știi? Tot parcul, sara era tot numai alb, așa ca zăpadă, știi? Nici nu-ți mai vedea iarbă de sub. Și trecând pe acolo, n-am putut să mă abțin să nu-i dau foc, știi? Noaptea, așa. Și am aprins bricheta de foc, el arde rapid. Focul nu este intens ca să ardă sau să dogorească iarba, pentru că trece rapid, pufulețul arde așa. Se vedea așa cum se duce focul, așa, cu o linie, s-a dus până în capul ăla, s-a stâns totul și de sub a apărut iarba mai verde decât era, deși eu trecut focul pe ea. Uite, așa o să întâmple și cu noi de aici încolo. O să întâmple un foc nevăzut, nu obligatoriu de plasma asta fizică care o vedem noi ca foc, dar tot un foc de altă natură. Focurile sunt de diferite viteză. Așa, și? Treacă așa pe suprafața pământului și la cine i-a găsit pufulețul ăla și mintea lui numai din pufuleță el a făcut, s-a dus naibii. Și dacă ce-o mai rămas în el, uman, divin, aia va rămâne. Dacă acel lucru este suficient ca să poți merge în picioare, să gândești, să aduci aminte cum te cheamă și nu știu, să recunoști obiectele din jur, treci mai departe. Dacă nu, acolo e rămas. Și asta se întâmplă ciclic. Da. S-a întâmplat nouă dată, se va mai întâmpla și acum. Când vorbim de seretare, ce înseamnă acum? Acum, în perioada asta, uite, de exemplu, până în 2040. Așa. Vrem, nu vrem, vă face o mare resetare. Iar după 2040, încet, încet, lumea se va schimba în atât, încet, brusc, se va schimba în asemenea hal, încât omul viitorului nu se aseamănă cu omul de acum deloc. O să cineva peste 100 de ani o să uite la noi ca la un fel de preistoric, ca la un fel de era de piatră. Exact cum ne uităm noi la cei din înaintea noastră. Așa. Numai că, vezi, gândește-te așa, cam cum vede un soldat roman, cum era el îmbrăcat. Apropo, ai văzut vreodată vreun soldat roman într-o pictură undeva luptând, îmbrăcând sau fiind îmbrăcat de iarnă? Nu. Numai în sandale, în blau. Exact, numai în sandale. Dar cum adică? Ei porneau de acolo toamna aici când îngeau era iarna. Păi ce bărbați erau ăștia. Adică așa mergeau, ei cum luptau. Sau poate nu era vară deloc. Ar fi trebuit să fie consemnat pe undeva. Păi da, este, dar nu vrem să vedem. Ne facem că nu vedem, ne facem că nu știm. Dar spune-mi de bunicul tău. Cu iarnă, așa. Primele picturi cu iarnă au apărut în 1800 și ceva. Primele picturi. Da, până atunci ne uităm ruini, știi, tot de n-a pictat, niciodată nu pictau zăpadă. Bunicul tău, hai, uite că tot îmi spui de ce nu, de ce se întâmplă, și de ce o să se întâmple. Da. Ce a împărtășit cu tine din înțelepciunea lui? Că era un bărbat înțelept. Ce sfaturi ți-a dat? Adică dacă le-aș aduna așa pe toate, le-aș introduce în... Adică ar fi o carte de înțelepciune, așa. Dar foarte greu ar fi de explicat acele poveți ale lui sau narațiuni, să le explici în termeni contemporani și mintea, conștiința asta aproape deformată, purtătorii a cărui suntem, să poată înțelege. Gândește că eu ar trebui să scriu lucrul ăsta ca să înțeleagă o ființă umană, adică are chip uman, dar în același timp e purtător a unui sistem psihic de tip animal. Eu trebuie să-l fac să înțeleagă ce scrie în cartea aia. Sau ce exemplu îi dau. Și acum la fel. În același timp, în partea cealaltă la ecran sunt unele ființe umane care sunt deținători a unui sistem psihic de tip zombie. Cum îi explicăm lor la să înțeleagă? Dincolo mai sunt alți oameni care sunt purtători a unui sistem psihic de tip biorobot. Ăla cum îl facem să înțeleagă ce îi spunem? Că ăla e biorobot. El, nu ai de ăștia oameni care de 20 de ani fac cum și lucru. Cum te descurci cu ei? Cum îi faci să înțeleagă? E necesar să-i faci să înțeleagă? E necesar, că altfel nu se schimbă. Adică dacă în softul lui nu pătrunde o altă informație, dar ăla e un limbaj anumit pe care poți să-l programezi, nu pe toți la fel. Dacă la toți ne spunem să fim sinceri și onești, pentru unii softarea se produce cu bâta, știi? Numai cu bâta, da. Nu se produce cu vorbe bune. Alții înțeleg din vorbă, alții înțeleg din pilde, din analiză, din sinteză. Și ăla poate să facă numai ăla care este unul, care este o ființă umană înzestrată cu un sistem psihic de tip uman. Numai asta este om și pe piramidă, urcându-ne sus, sunt foarte puțini. Cu cât mai jos la bază, cu atâta mai mulți oameni deținători a unui sistem psihic de tip. Oameni, și nu putem spune că nu tot dacă are echip uman, e om. Tu n-ai văzut criminal care are echip uman, dar nu poți spune că ăla e om, nu? La ce gândește și la ce face? Ăștia care gândesc că trebuie să dispară vreo 7 miliarde așa de pe glob, sunt cam oameni, tu îi numești oameni? Adică eu dacă gândesc cum să omor pe cineva și manifest asta, mă arestează mâine, pentru că am gânduri de astea negre. Dar ei gândesc dispare miliarde și își proclamă. Nu deschis proclamă. Oficial proclamă. Da. Că suntem cam mulți pe lumea respectivă, suntem inutili. Și vezi, Doamne, și da. Cam încurcă. Da, Anatol, hai să ne întoarcem un pic în trecut, când tu voiai să faci ceva, părinții îți spuneau că mai bine te faci muzicant, zicea mama, nu? Sau mai bine te faci chirurg, da. Spunea tata. Tu ai ales să faci psihologia, ai făcut-o și în, atunci eu am în Rusia, dacă nu mă înșel. Mama vrea să mă facă, spunem așa, să mă bagi în zona artelor. Tata exact. Vrea să mă bagi în zona științelor. Da. Și atunci eu am înțeles că trebuie să-i satisfac cumva pe amândoi, cu atât mai mult că și mie îmi plăcea. Ei cumva intuise că eu am în mine calități artistice și tata intuie că este are și merge capul. Știi cum fac părinții? Ăsta deștept ea meu, ăsta, uite, se era al tău, că e ca tine. Da, da. Da, da. Și tata, văzându-mă mai descuiat la minte, cumva mă vroia să fiu chirurg, știi cum? E, dacă trăia acum, mă vroia deputat, probabil. Acum, cred că da. Și deci tu ai ales psihologie. Eu am ales ce? Am înțeles că degeaba mă fac ori una, ori alta, cu să rămân prizonierul unui singur cerc. Dar când punem două cercuri așa și le suprapunem, cercul arta și cercul știință, la mijloc apare miracolul. Și atunci am zis că o să le fac pe amândouă, dar la nivel de graniță, adică așa numită științele de graniță. Nu chiar psihologie, ci parapsihologie. Nu chiar medicină, ci paramedicină, să spunem, dar nu în sens de paramedic cum astăzi, da, ci medicina la limită, dincolo de frontieră, adică acea medicină care acum se studiază, dar pe pământ, în mod real, o să fie aplicată, avea peste 50 de ani. Sub formă de ce? Sub formă de aparate. Vom căuta să găsim niște aparate care pot face niște modelări în corpul nostru, cum le face corpul. Adică cum le poate face psihicul, dar în anumite condiții. De exemplu, aceste modelări se vor face pe frecvențe? Evident, totul este pe frecvențe și viteză. Ca să înțeleagă telespectatorii, da. Deci pe frecvențe. Pe frecvențe, pe înălțimi, sau nu numai frecvența, ci și înălțarea frecvenței, așa, amplitudine, adică da. Lungimi, de unde și viteză. Noi până acum știm de modulări în frecvență, știm de modulări în amplitudine, dar nu știm de modelări în viteză. Cum să facem în așa fel încât, uite, de exemplu, nu e un lucru și el trebuie să condenseze în mâna mea și să apară ca măr la o viteză de nu știu ce, că gândul oricum se materializează. Și odată, dacă mă gândesc foarte mult că am în mână un măr și aproape îl sunt, odată o să mă prind pe mine însumi în poziția asta că chiar am un măr. Dar o să fie undeva, cândva. Și zic, parcă, deja vu, parcă mai fost în situația asta cândva. Dar cum fac ca mărul ăsta, uite, acum să mă gândesc și acum să apară? Că mărul ăla, de fapt, ce-i? Este o structură de atomică, o structură de atom care se combină între ele într-un anumit fel și creează niște molecule. Moleculele se aranjează între ele într-un anumit fel și compun sisteme de molecule. Sistemele de molecule se aranjează între ele altfel, între supra-sisteme. Și uite, este sâmburelul, este la fel de fel, mărul, coaja, nu știu ce și gata, s-au creat. Atomele care compus un măr se există și între astea două dește, tot aceiași amor, dar sunt destructurați, adică plutesc cum mișcarea browniană, ei sunt liberi. Dacă le dăm un ordin cumva, putem să-i luăm așa din spațiu, să-i așezăm așa într-o mifură și lucrăm rapid, Așa și el apare. Și? Ai văzut asta? Se întâmplă asta? În mod real? Se întâmplă concret? În cel mai real mod. Cu tehnologie posibil. Sau cu mintea umană? Nu, cu doar cei mai mari tehnologii pe lumea respectivă este omul. Niciodată nu a fost o tehnologie mai mare ca om. Niciodată nu putem crea vreun aparat mai desăvârșit ca omul. Aparatura noastră, oricare ar fi, nu poate să lucreze sub un hert. Dar Dumnezeu a creat lumea de la zero la un hert. Toate, adică toate puterile pe care le-au putut să lucreze, să asambleze în diferite feluri, de la zero la un hert. Zero fiind granița. De a zero nu înseamnă nimic, zero înseamnă că de acolo totul pornește și totul către zero se întoarce și toate lucrurile care din zero au pornit, de zero sunt controlate și toate lucrurile care din zero au pornit sunt stăpânite de zero și toate lucrurile către zero încearcă să se întoarcă deși de acolo au pornit. Ca analogie în viața noastră este tot așa, toate lucrurile dintr-un zero, adică zero. De undeva au pornit și toate lucrurile tot către un zero se duc, numai că odată zerul ăsta, găurica este la mama și altă dată este la mama natură. Tot o găurică te-a băgat în pământ și pe acolo să-ți fie canalul tău de plecare în altul. Când erai tu tânăr și mai neliniștit decât acum, ai fondat un centru de cercetări ale fenomenelor paranormale, Omul Viitorului. Da. Voi acolo ați făcut niște cercetări, erai tu cu niște colegi de-ai tăi? Da. Câți erați? Păi inițial am fost numai vreo 5, apoi s-au mai adăugat, alții care gândesc la fel, alții deci care... Deci v-ați mai adunat din aproape în aproape. Voi făceați niște cercetări și eu am înțeles din cartea ta că voi cercetând ați intrat în contact cu alte structuri informaționale cosmice. Da. Cu cine anume? Cu, uite, țăganicile știu, cu Duhul Bălții, cu Duhul Muntelui. Știi ce se întâmplă dacă nu te înțelegi cu Duhul Muntelui? La Duhul ăla nu serios acum. Foarte serios. Pe înțelesul tuturor, fără glumă, să nu înceapă telespectatorii să creadă că fiecare bucată de pământ are un duh al lui, care îl stăpânește. Așa. Și voi cu cine ați intrat în contact? Uite, cu duhurile le intri în contact la fel de bine ca oamenii și poți să-ți furnizezi o sumedenie de informații care nu se poate. Ce informații ați primit atunci? De informații de care vrei. Uite, unde în spațiul ăsta este îngropat vreo comoară sau nu? Nu-i s-o găsești niciodată cu niciun de la... Dar dacă mergi cu indicatorul, cu două bucăți de, sau cringuță, o să știi exact unde e chestia asta. Radiestezie sau biodetecție sau biolocație. Și să găsești chestia asta. Duhul spațiului îți spune foarte multe lucruri. Îți spune ce-i place, ce nu-i place. El spune și ce va trebui să facă ca să regleze tensiunea într-un sat, de exemplu. Și uite, casa se va aprinde. Sau îți spune, uite, să vedeți că de seară intră dracu în sat. Știu asta și e necesar să intre. Dacă nu va intra, o să vezi că toți câinii deodată latră. Toți câinii deodată, fără motiv, latră. Altă dată o stai pe vârful dealului și să te uiți în jos, să-ți vezi satul, latră acolo un câine pentru că cineva trece pe lângă el. Altă dată latră alt câine în capătul alt de sat pentru că pe lângă el trece altcineva. El la 3 din noapte sau la 2 noaptea, toți câinii din sat să latre, nu-i posibil ca cineva pe lângă el să treacă. Ce se întâmplă, nu? De multe ori te-ai întrebat și poate mulți s-au întrebat, băi, ce se întâmplă în momentul ăla? Aia am intrat dracu în sat. La propriu. Dacă vorbim în termenii strămoșilor noștri, exact asta se întâmplă. Dar dacă vorbim, dacă vezi asta, vezi că bătrânii noștri chiar vorbeau foarte clar. Da, chiar ei asta chiar credeau asta. Nu credeau. Noi credem că am orbit, ei vedeau. Ei vedeau. Erau mult mai conectați la sursa centrală decât noi. Gândiți-vă câte lucruri au făcut pe care noi nu le putem repeta și totuși erau ca și cum primitivi, n-aveau iPhone, nici calculatoare. Dar bunicul meu știa în cap Biblia pe de rost și el n-avea calculator. În afară de asta, o mulțime de poezii și nu ajungeau la Alzheimer niciodată. Dar astăzi, pentru că operăm numai cu partea creierului, contabilitate, biorobot. Toată viața, 20 de ani, contabilitate, vine acasă biropat. Biropat. Biropatia e o boală astăzi la civilizație, care produce foarte mult stres și îmbolnăvire. Biropați. Sunt foarte mult. Uite și tu printre tăi poți găsești prieteni. Oameni care de 20 de ani se trezesc, duc copilul la grădiniță, până duce la muncă, vine copilul la grădiniță, vine acasă obosit. Duci mâinii, toată se repetă. Din când în când, ca și cum pleacă în concediu, dar nu se bucură de el, pentru că în concediu tu nu mai apeși pe accelerație. Și atunci, deodată, neuroadrenalina și restul nu se mai produce în corp și începe să simți toate procesele inflamatorii din organism. Și ți-e rău. Și începe să fie rău. Te doare, așa, și atunci te bucuri să te duci noi la serviciu, de ce? Că începi să iară stres, iară pași pe accelerație, iară să produce noradrenalină, neocortizon, procesele inflamatorii nu le mai sunt și când odată te trezești, ai cancer în ultima fază. Teribil. Dar hai să ne întoarcem din nou la acele mesaje. Ați primit atunci niște mesaje, probabil că și acum mai primești. Aș vrea să vorbim un pic despre mesajele de atunci, despre mesajele de acum. Că în carte scrie că atunci ați primit niște mesaje cu acele, despre acele cuvinte negre, da, care au arătat căile pe care nu trebuie să mergem. Da. Da? Și era vorba de Cernobîl, Karabah, da, Cernavodă. Da. Tu spui că aceste centrale atomice, da, se află pe locuri foarte puternic de concentrare a energiilor cosmotelurice. Da, toate se află. Adică... au fost ele puse, aceste centrale, cu acest scop? Da. Știau, da, cei care le-au construit unde anume să le situeze? Toate bisericile mai vechi de 100 de ani, de exemplu, toate sunt create sau puse, construite pe așa numitele locuri de putere. Ei aveau nevoie să le construiască pentru că, numai în locurile putere, pentru că acolo se concentra cel mai multă energie eterică și o foloseau inclusiv în biserică. Biserica înainte nu era ca acum, era un aparat electromagnetic, de inducție electromagnetică. Acum ele au rămas, dar pentru că le s-au tăiat firele, s-au mutat vitralele. Adică... cum se detectau locurile astea electromagnetice? E foarte simplu. Cum le depistau? De exemplu, ursul nu te atacă niciodată. Uite, te duci și stai acolo, ursul vine, nu te atacă. Dar cine erau oamenii care făceau asta? Erau oameni care, noi deși credem că poate era un fel de, în comparație cu noi, semizei, nu, doar era un om care cunoștea niște psihotehnici interioare și presupunea ce faceți fântână, că o să găsiți apă. Acolo, la 10 metri mai acolo, degeaba să păi cum se făcea tot pe atunci? Așa... exact fântânarul care mergea, no, cu ce? Și cu două bețe. Cu două bețe de viță de vie sau ceva de identifica fel, locul unde să se sape fântâna respectivă. Corect, și acum faci la fel. Dar și acum? Da, și acum la fel. Se mai practică obiceiul ăsta, Anatol? Da. Dar numai că nu mai avem oameni care să poată lucra cu subconștientul lor atât de perfect cum făcea. Mai sunt. Mai dau greș mai mult ca înainte. Așa, dar sunt. Și oricare dintre noi se poate antrena maxim în jumătate de an. Îți trebuie ca să fii un bun biodetectiv. Spune, să poți descoperi unde e zăcăminte, unde e aur, unde nu e aur. Mai mult, afară de asta, orice teritoriu fizic cu, spunem așa, geopatogenic sau pământ cu putere, cum ar fi spus, are indicii la suprafață. În anumite locuri cresc anumite plante și îți arată clar, ele domină acolo. Sunt multe alte plante, dar un tip de plante domină. Sigur, sus, de sub la asta e metal. Aici domină alte plante, acolo jos e cărbune. Ai făcut niște experimente în sensul ăsta, Anatol? Da. Ai participat la genul ăsta de experimente? Una dintre meseriile mele, prima dobândită, se numește operator al sistemelor informative netradiționale pentru schimbul de informații în natură, dar în termeni ruși, adică slavi. Cu ce se ocupă un astfel de operator? Se ocupă cu ce? Cu modalități de schimb de informații. Eu ofer o informație și primesc un feedback de la copacul ăla, de exemplu. Este sănătos, fac ceva, nu e sănătos, mă acceptă, mă respinge. Trimit un impuls în pământ, de exemplu, și de acolo primesc un feedback. Dar acum s-au dus lucrurile mai departe. Acum sunt, se numesc cosmo-informațion, adică operatori a relațiilor cosmice informaționale. Adică ce impuls trebuie să dau eu în cosmos ca cosmosul să răspundă înapoi cu un cutremur. Păi de ce neapărat cu un cutremur? Pentru că așa îi pun pe ea la punct și le creez probleme pentru că ei mi-au creat suficiente. Spune-mi de evenimentul din februarie. Care? Din Turcia, granița, Siria. Da. Vrei să spui că acel teribil cutremur la fel a fost provocat cu intenție? Noi astăzi, adică noi, spunând noi, însemnând noi, nu voi. Putem crea orice. Noi ăștia care facem aia acele lucruri... Da, aia care pot. Adică când spunem noi, chirurgii, putem face ceva, noi ne referim la noi, chirurgii, nu la voi, pacienții. Dar tu cum numești? Cum le spui acelor noi? Cum i-ai numi? Centru de putere, oculta mondială? Dacă vreți puteți să numiți așa, dar denumirea poate să ducă foarte mult în eroare. De exemplu, centru de putere deja te duce cu gândul la ceva. Oculta, da, e și ocultă și centru de putere în același timp. Dar oculta înseamnă că ei sunt așa ocultizați, acoperiți, încât nu-i putem cunoaște. Ceea ce este adevărat. nu știm. Iar cei care sunt puși în față, gen Musk, gen Elon Musk, gen și știu, care știți voi acum, mari, Bill Gates, restul, ăștia sunt doar de fațadă. Ei împlinesc funcția de portavoce a altora care nu se vezi niciodată. Bine, tu spui că noi nu știm, nu-i cunoaștem, habar n-avem, dar vorbim despre ei. Da. Deci cine sunt ei? Există? Sau e doar o conspirație? E doar o idee? Da, e chiar conspirație. Da, pentru restul ei trebuie să păstreze, să fie adică necunoscuți. De ce necunoscuți? Nu-i încurci. Că oamenii te încurcă, în loc să te ajute, te încurcă. Și atunci se organizează, spunem așa, într-o asociere, dacă vrei, mai ermetică, da. Nu e chiar secretă, ca la masoni, e discretă. Cât de aproape te-ai aflat sau te afli de această asociație, asociere? De fiecare dată când îmi trebuiește sau de când au ei nevoie. Cu puterea minții doar? Nu. Fizic? La propriu. Te duci acolo? Da. Dar unde se află? Se află pretutindeni, nu e un birou. Te poți întâlni și aici, te poți întâlni și în clădirea respectivă. Putem să chemăm pe cineva la noi aici la podcast. Da, dar lucrurile acolo sunt foarte bine organizate, nu știu cum să spun altfel. Și tu, care-i treaba ta? Tu, practic, cu ce te ocupi pentru ei? De mine, de un sfat, așa, sau de o viziune, sau coleg, ce spune ăsta, uite, nebunul ăsta, mai sunt 20 pe glob, 50. E important ce spun ăștia, că ăștia sunt un fel de cercetători sau un fel de, cum să vrei să spui, un fel de, cuvântul care îl înțeleg toți, un fel de securiști al cerurilor. Ei spionează ce? Pentru ceruri. Alții spionează pentru orizontală. Și pentru ei e important să-ți facă un dosar cu cine, când ai făcut dragoste, unde te-ai îmbătat, fotografie, adică compromat, material compromițător pentru tine, dar material, înțeleg, fizic. Alții culeg alt tip de informații care nu sunt materiale. Adică, de exemplu, omul respectiv are lângă el o larvă și se hrănește din el și pe larva respectivă, omul respectiv se servește pentru acea larvă ca o baterie. Dar cum putem să ne înțelegem noi cu acea larvă ca să-i sugă mai multă energie, ca să nu mai poată? Astăzi fii cu foarte concentrat, tu te va sta la masă și nu va fi concentrat. Se pune un ac sub masă, nas și el va semna. Poți face asta? Dacă poți face asta, îți vor plăti miliarde. Spune-mi, Anatol, de câte ori ai fost solicitat să fii parte dintr-o campanie electorală pentru a influența? În România niciodată. Dar în altă parte? În altă parte, da. Unde? Elvețe, Austria, Germania, Spania. Ai influențat alegerile cu puterile tale? Nu așa. Dar? Nu stai tu undeva. Adică, dar vii și construiești o tehnică, chiar socială sau o inginerie socială, în care să-i induci oamenilor că cel mai bun candidat pentru ei este asta și asta înseamnă cum îl pozez, cum îi modifici vocea. Asta înseamnă că asta ai făcut, nu? Da, dar asta fac nu numai eu. Asta fac, eu am putea spune că asta nici nu fac. Eu în momentele cheie, 2-3 lucruri, că restul sunt firme care fac tot asta. Păi și Anatol, asta este voia lui Dumnezeu? Da. Da? Păi fără voia lui nu s-ar fi întâmplat asta. Care-i harisma? Dacă nu vrea Dumnezeu să facă asta, nu se întâmplă asta. Care-i harisma ta, Anatol? Orice carismă. Carisma? Harisma, uite, un semn harismic, da, important, este considerat desenul format din alunițe, care reprezintă o stea cu 7 brațe sau constelația Ursa Mare, care și ea este compusă din 7 stele. Fiecare om. Așa, fiecare, toți. Avem aceste semne? Toți, da. Nu există om care să fie absolut pielea lui absolut curată. Absolut. Nu există. O aluniță undeva acolo există. Eu am întâlnit oameni care puteam să spun că sunt curați, n-au nimic. A, serios? Da. Dar odată cândva asta le apare. Deci, uite, până la 18 ani era pielea ei ca hârtie respectivă, nimic. Și pe urmă, și ce a apărut? Și ceva se întâmplă în viața ei și apare acolo undeva o luniță. Am înțeles. Alunița respectivă, în dependență unde a apărut, e ca și un pașaport. Adică dai foaia, foaia spune asta. Foaia numărul 20 spune așa, că asta va fi căsătorită și divorțată. Ștampila asta este, o am, o are. Deci asta va face. Deci, dacă mă uit aici pe cotul meu și văd astea două alunițe, ce înseamnă? Una separat nu înseamnă nimic. Trebuie să existe două, trei care o confirmă. Și, sau poate să fie, la încheietura mâinii, dacă am două alunițe, dacă am la cot două alunițe, dacă am una pe gât. Trebuie să le studiezi pe toate. Pe toate? Nu. Eu am cunoscut operator în direcția asta, când te duci la el în cabinet, te dezbraci în pielea goală. Așa, te întoarce pe toate părți. Se uită cu lupa? Da, se uită și cu lupa, ca să vadă unele depășesc nivelul pielei, sunt sub piele sau care ies în așa. Bine, dar asta ieșind din sfera dermatologiei, să înțeleagă telespectatorii, da, că nu vorbim despre... Dacă... Dar ele au importanță. Sunt colorate, negre, sunt roșii, sunt la nivelul pielei, sunt sub piele, toate astea arată lucruri. El nu-l interesa, el nu le privește ca pe elemente dermatologice. Absolut. El le privește ca pe semne. Ca pe semne. Așa, pe corpul tău, ce ai descoperit? Ce semne ai tu? Care, uite, ar putea să îți arate, nu știu, constelația Orion sau... Știu altele. Păi asta cu alunițele, spunem că ai scris despre ele. Nu, eu am fost odată la un astfel de specialist, m-a analizat din toate părțile. Deci nu știu numai de asta să mă feresc sau asta să nu fac. Ce? Sau câteva lucruri care sunt așa. Spune-ne și nouă, ce a văzut el la tine? Să ce fac? Să nu îmi doresc, de exemplu, să fiu milionar, pentru că atunci o să plătesc, o să am mai multe decât pot să imaginez, numai că va trebui să plătesc cu ceva care este mult mai scump decât milioanele alea. Și asta în cele de urmă te va face să fii la bătrânețe foarte bogat, dar foarte singur. Singuratic, adică pusnic singur. Cu fericirea ta, nu? Milioanele ar trebui să le plătești cu fericirea, cu afecțiunea, cu dragostea. Da. Așa ți-a spus acel domn. Pentru că așa sunt semnele pe mine. Nu trebuie să-mi doresc milioanele, dacă fie cazul, la o anumită vârstă, el o să vină singură după tine, tu nu trebuie să te gândești la ele. Tu faci ce ai de făcut și milioanele te vor ajunge din urmă. La fel și fericirea. Dacă o să o cauți în felul respectiv, o să o plătești, dar foarte scump. De exemplu, îți moare copilul, îți moare soția, altele în condiții tragice și poate chiar tu să-și vezi într-un accident cum îți moare și nu poți salva. Dar după asta trebuie să fii milionar. Teribil. Totul se plătește în lumea asta. Nu există să nu se plătească. Unele lui facturi doar că se plătesc instant, iar altele se plătesc după ce acumulezi, de exemplu, 100 de puncte. Vine factura. Altele se plătesc după ce acumulezi 1000 de puncte, să spunem așa. Ai acumulat 1000 de puncte în 5 ani, ți-a venit factura. Ai acumulat 1000 de puncte în 10 ani. În 10 ani ți-a venit factura. Da, Anatol, de ce sunt unele locuri în care se repetă suferința? De ce se repetă ea? De ce e ca un stigmat pe acele locuri? Pentru că acel neam sau acel om sau acea zonă, nu știu, spunem așa, nu-și învață anumite lecții, nu produce anumite modificări și atunci dacă păstrează aceleași cauze, se vor produce totdeauna aceleași efecte. De sute de ani, da, aceleași efecte. Asta înseamnă că într-un anumit loc, într-o anumită zonă, unii oameni n-au modificat condițiile pe durata 100 de ani sau 200 de ani. Și de că păstrează aceleași condiții, în aceleași condiții sau în același mediu se vor genera de fiecare dată aceleași tensiuni, adică aceleași rezultate. Aceleași rezultate. Și se vor repeta și de aici încolo în mii de ani, până când un om nu va veni și va înțelege, dom'le, știi ce trebuie să fac eu? Uite, aici trebuie să fac o biserică sau o troiță sau să punem ca aici trebuie să facem un grajd sau ca să anihilăm zona respectivă aici trebuie să facem un casino. Toate cazinourile, spitalele, bordelurile, oriunde vrei tu în lume sunt construite în zone geopatogenice, adică destructive pentru om. Te slezi de putere și dacă mult timp stai în ele și te și îmbolnăvești. Nu trebuie să joci, doar trebuie să stai. Și cimitirile la fel. Toate bisericile de 100 de ani în urmă și alte instituții culturale, cult și ra. Alte nu sunt cu ra, alte sunt așa, ne închidăm lunii sau semi-adevărului, pseudo și rest. De-aia vezi că ei parcă se bucură că joacă la păcănele și parcă ceva de câștigat. Dar ei de fapt pierd. Tot timpul pierd. Toate bisericile, alte lăcașe în care erau locuri de adunare a oamenilor în care luau decizii colective. Astăzi la noi spune imaș, uite pe imașul ăla, oamenii se aduneau stare bătrâni în cercul ăla, mai eilalți în spate și pe urmă tot satul în jurul lor și ei stăteau la foc acolo sau ceva și luau o decizie foarte democratică, aia era democrația adevărată, iar dacă un om din sat nu vroia sau nu accepta, atunci încercau să-l convingă ca să fie unanim. Da. Iar dacă nu puteau să-l convingă, atunci el sfătuiau să găsească alt trib care o să împărtășească viziunile, ideile lui și să părăsească. În momentul ăsta îl numeau anglan. Adică îl trimiteau afară. Adică te rog frumos, ne părăsești cultura, cetatea noastră. Nu dădeau afară mai pe românești. Da, corect. Da, frumos, elegant. Și le rugau să-și găsească o alt trib unde a face tot ceea ce ai tu în cap este posibil. Dar noi, la noi așa ceva nu se întâmplă. Nu-i dădeau o a doua șansă? Nu. A da a doua șansă e ca și cum eu am tras cu pistolul și nu te-a nimerit. Mi-a dat o șansă. Așa de dur e când ești atipic? Foarte, viața e foarte dură. Când ești atipic, când ceea ce tu simți și tu crezi, că ar putea să fie și spre binele celorlalți, poate. Lui, dar eu nu-i dau a doua șansă. Niciodată. Niciodată. O să nimerească a doua oară, poate, din prostie de cum o să nimerească. Asta cu a doua șansă și cu multe alte lucruri, așa spunem, pline de romantism, așa prostesc, nu funcționează în viață. În viața de zi cu zi. Trebuie să fim foarte nemiloși de realist. Dar tu spui că romantismul nu există în viața de zi cu zi, că viața asta e prea dură, e crudă, alta ca tine n-am găsit, alta ca tine nu, tu ești mai frumoasă femeie din lume, alta ca tine nu a fost, nu este și nici nu trebuie. Sunt așa romantici, poezii, romane. E păgubos romantismul ăsta? Nu, este o formă de hrană pentru sufletul nostru, dar nu pentru spirit. Și atunci spiritul e nemilos de realist, iar sufletul e nemilos de visător, neîndurător de visător, prostesc chiar de dreptul. Adică, știi, mintea inimii și mintea creierului se bat între ele. Omul trebuie să fie de partea creierului, adică a rațiunii. Dacă ne ducem după emoții, m-am îndrăgostit, prostii, pe urmă suferim. Apoi ne dăm seama că nici nu prea știm ce e iubire, de fapt. Întreabă-l pe orice om de pe stradă ce e iubirea, cum se manifestă iubirea, cum o identificăm, care sunt indicatorii iubirii. Că nu știu să spună. Așa. Și atunci dacă nu știi, dai vine și spune că te iubesc. Dar auzi, nu mă iubi, că de câte ori am încercat toate nebunile să mă iubească, n-am văzut decât am suferit. Adică eu până la iubirea ta, eu trăiam destul de bine. Cât te-ai apucat o nebună să mă iubești, eu am început să-mi controlez viața, să-mi faci... N-ai vrea doar să mă respecti. N-ai vrea doar să mă respecti. Dar respectă-mă așa și gata, nu trebuie să mă mai iubești tu cu nebunia ta, înțelegi tu prin iubire. Dar ce e iubire? Cum îmi dai eu seama cum mă iubești? Cum pot cântări iubirea ta? Cum o pot obiectiva? Păi da, te iubesc. Ok. Iubește-mă, dar nu mă deranja. Adică nu mă chinui. Nu mă chinui, nu mă face să sufăr. Nu începe să mă încalici, e nu iubire. Începi care pe care îl domină, care pe care îl face. Că așa spun, știi? Așa se spune mai nou. Să vezi cum îl fac eu pe asta. Exact, exact. Îl fac. El face și odată ce l-ai făcut pe el, te-ai făcut și pe tine. Adică el a devenit făcut, păcălit, iar tu deveni țăpară fără să-ți dai seama, fără să fi vrut să fii țăpară, ai ajuns. Și odată ți-o mergi, de două ori îți mergi, dar pe urmă vine unul și te răzbună pentru toți ceilalți care tu până întotdeauna se întâmplă. Hai să ne întoarcem un pic la acele locuri unde spui tu că este concentrare de energii cosmotelurice. Da. Spune-mi, ce importanță are pentru viața noastră de aici, din România, faptul că cumva din toate punctele cardinale ale țării, România este înconjurată de 4 reactoare nucleare. Așa cum tu le-ai numit în carte, că e vorba despre Cernobîl, că e vorba despre Bohunice, Cehia, Kozlodui, Bulgaria și în Armenia Mezdamor. Bun. Au o importanță foarte aparte. Și pe mine, matematic încă n-am găsit șirul când asta se poate întâmpla, dar semnele ne arată despre asta. Este un lucru foarte important. Știi care e? Am putut să spun așa. Viața ne arată tot timpul semne. Sunt specialiști care nu fac nimic altceva decât citesc semnele. Așa. Uite, exemplu, s-a urcat în avion, a căzut. Da. Vise. E un semn. O spus ceva președintele, dar în spate, întâmplător, camera a filmat ceva. Sunt, știi, așa numitele poze care intră în istorie. S-au făcut milioane de poze, dar tămân când era el acolo și în spatele lui Orion, au intrat o poză, s-a publicat pe toți, poza aia s-o găsim pe internet ca fiind poza care marchează acel eveniment. Deși s-au făcut multe alte poze. Da? Uite, exemplu, dacă căutăm acum poză cu tremurul din Turcia, o să găsim câteva poze care au rămas reprezentative, unele parcă nici n-au treabă cu tremurul, au treabă cu faptul că pe acel copil l-au scos. Da. Așa. Păi, a scoate un copil care nu a fost alăptat 2 săptămâni, când l-au scos, el a început să sugă degetul salvatorului și nu a murit, înseamnă că el acolo, în dărâmăturile, l-au alăptat totuși. Cineva. Cine? semnele îți arată, este cineva care l-a alăptat, nu putea fără să fie alăptat, să trăiască 2 săptămâni în condițiile la frig și nu știu cum, și el totuși dezbrăcat de acolo l-a scos. Sub dărâmăturile respective înseamnă că cineva l-a și încălzit. Cum? Cum? Vezi, miracole. Dar miracole nu există. Miracole doar uniunea a 2 cercuri, uite, zona asta dintre ce se numește știință și artă. Orice știință care o faci cu artă. Dar explică-mi, uite, că toți suntem în punctul ăsta. Dacă acel copil, cum spunem noi, că a avut zile, da. Și a fost scos și salvat, prin asta nu s-a întâmplat cu toți. Da. Unii au fost în aceeași situație și n-au avut șansa asta. Da. De ce? Pentru că n-au meritat-o, poate, nu? Nu știu, eu te întreb pe tine. Da. Care e explicația? Pentru că, de exemplu, spunem așa, fiecare om, prin felul lui, structura lui mentală și sufletească sau inclusiv spirituală, are o anumită, nu știu cum spunem, stare, de fapt. Și uite, tu că ești ca omul, în momentul ăla ca o dronă, el zboară pe sus. Dar natura, pentru o cutremură, care face un buruiaj, o intrat în câmpul ei, rezonează cu acel și pierde controlul și cade. Toate celelalte, care funcționează pe altă lungime de unde, nu pot fi buruiate de ceilalți emițători și continuă zborul până la capăt, indiferent ce se întâmplă. Acum are întrebarea, de ce unele au căzut și altele nu? Pentru că au prost configurate. Ce înseamnă la om prost configurate? Proaste gânduri, relații proaste dintre creier și nu știu ce, ură față de oameni, ură față de el însuși, nu știu, tot felul de configurații proaste. Și când se întâmplă un eveniment oricare, pe tine tu nimerești în acele locuri în care, rezonând cu ele, tu n-ai scăpare. Adică ele fiind mai puternice ca tine, te anihilează pe tine. Dar uite acel copil ăsta, 2 săptămâni. Exact. Cineva înseamnă că l-a alăptat, cineva cumva înseamnă l-a încălzit. L-au scos. De ce l-au scos? Pentru copilul ăla, acum, nu, spunem, hai spunem securitatea. Dacă sunt băieți deștepți, aia trebuie să-l urmărească pe cel copil toată evoluția lui de aici încolo, ce face, cum gândește, unde ajunge, ce, pentru că el nu întâmplător a fost scos. Nu întâmplător, cuiva, nu întâmplător util. Trăiește. Exact, cuiva este util. Mulți alți copii n-au, pentru că sunt născuți și deja are configurații proaste de la maică să-și la taixul, la ce să-l ținem? Tu spuneai că pe aceste locuri, da, de concentrare a energiilor cosmotelurice, ar fi bine să fie, nu, ridicată o biserică, o catedrală. Înainte așa se făcea. Numai în acele locuri se făceau mănăstiri, locurile de putere, spunem așa. Da. Și acum se creează aceste centrale nucleare. De ce? Spune-mi de ce, că n-ai ajuns să-mi dai răspunsul. Pentru că trecem de la lumea electronică, de la electron, ne scufundăm mai mult spre atom. Și încercăm să stăpânim atomul. Nu putem, nu reușim, dacă nu-l scăpăm de sub control, o pățăm foarte rău. Uite, de exemplu, cu atomul poți să glumești. Uite, poți să spui de Dumnezeu, nu știu, înjuri de Dumnezeu, nu știu, blasfem, nu pățești nimic. Înțelegi? Dar ea încearcă să glumești cu electronii, că ți-o iei instantaneu. Zici ceva de Muhamed, că vine aia cu mitralierile și te împușcă la tine în oraș. Lucruri care și-au întâmplat. Nu poți glumi cu Hristos, nu poți glumi cu Muhamed, lucrezi cu electronii, la nivelul ăla se manifestă. Când vorbim de Dumnezeu, noi scufundăm mai adânc, vorbim deja de atomi, echivalența alta, formula de echivalent. Și atunci le pun pe, cum ar fi spus, pe energia lui Dumnezeu, cum ar fi spus, pe acele locuri. Numai că noi nu suntem perfecți, noi încercăm să o protejăm pe acea centrală, punând într-un loc al puterii, dar vine în viața și ne arată semne. Băi, oameni buni, faceți ce vreți, dar dacă o să mergeți pe linia dușmănii interetnice, interreligioase, voi nu-ți faceți nimic altceva decât o să ajungeți la autodistrugere, vezi Carabahul. Oamenii nu înțeleg chestia respectivă, mai trece o perioadă oricare timp și mai repetă. Ce Muntenegru, tot, e exact același denumire, numai că e în română deja, Muntenegru, iară se produce serbe, război, nu știu acolo, iară pe motive de dușmănie interetnică. Bun. Se produce la un moment dat ce? Viața, prin semne ne arată. Dacă vrei să spui Dumnezeu, Dumnezeu nu are coarde vocale sau mâini să vină să rătăcea. Îți arată prin semne, tot un jur, numai semne, numai nu știm să le citim. Așa. Sunt unii oameni super specialiști în chestia asta, care zi, noapte, nu fac nimic altceva decât urmăresc presa, tot ce apare scris, tot ce rămâne ca amprentă și alea sunt semne. Știi deja ce o să întâmple pentru că semnul ăsta a apărut. Uite, de exemplu, al vezi pe Papa de la Roma odată îmbrățășându-se cu un băiat de oricare orientare, de exemplu, sexuală, să spunem. Asta este un semn, gata. De aici încolo s-a dat pagina. Până acum n-am avut așa poză niciodată, nu? 50 de ani, 100 de ani. Brusc apare o poză, papa de la România se îmbrățișează cu, nu știu... Deci nimic nu e întâmplător. Gata, la este semnul, înseamnă că de momentul respectiv s-a dat pagina. Astfel de ideologii, de nu știu ce, de la momentul ăsta se vor dezvolta într-un anumit fel. Spre binele vostru, spre necazul vostru, asta e altă problemă, dar ele se vor dezvolta deja, că au căpătat ce? Momentul, semnul, s-a trecut semnul, uite semnul. Știi, a mai fost și chestia asta, știi, când a venit la noi președinte american, a fost curcubeu. Uau, ce bine că a apărut curcubeu, tăma când avea el spiciu. Dacă în altă dată a venit și a spus, spunea și în timp ce spunea, au căzut drapelele, flagurile acolo în spate, atunci nimeni nu l-a băgat în seamă, dar și asta este un semn. Să duci undeva, cade pe scara avionului, vine înapoi, faceți altceva. Vrei să întâlnești, adică toate astea sunt semne, de ce? Nu-i semn numai ceea ce nu rămâne, chiar și tu uiți. Dar sunt lucruri care într-o zi se întâmplă cumva și ala îl memorez. Că ceva nu, că nu da. E regulă, ceva e semnificativ. Da. Nu știu care e semnificativ. Îți dă o virgulă. Da, Anatol, spune-mi despre... Și acum, următoarea centrală care așa poate sta este chiar Kozloduiul, pentru că odată, însăși semnul, eu nu știu care e tehnologia acolo, e sigură sau nu, nici nu mă interesează, semnul spune Kozlodui, caziol, care, ca țapul care suflă, țapul totdeauna în tradiția lor a fost de culoare neagră. Țapul care suflă, țapul când suflă, este în povestea lor populară, țapul suflă cu un fel de tăciune, cu un fel de praf ca de la vulcan negru și în jurul lui, deasupra capului. Păi și asta ce înseamnă? Asta înseamnă ce ne spun semnele astea? Calea dezvoltării atomului, așa, cu conștiința care o avem acum, nu tehnologia e obligatorie problemă, ci conștiința noastră. Adică având în cap asta și lucrând cu atomul, se produce rezonanță între mintea noastră și neechivalența ei cu mentalitatea atomului, cu duhul atomului, încât o să producă o rezonanță. Ori crepăm noi, ori crapă stațiunea respectivă. Și dacă asta se întâmplă, țineți minte, Uniunea Sovietică și-a băgat foarte mulți oameni să ducă să lichideze ce? Urmările accidentului sau catastrofei de la Cernobîl. Este vezi asta că dacă se întâmplă Uniunea Europeană, o să fie mulți binevoitori sau, cum se numește, mulți voluntari să ducă să facă asta cu riscul vieții? Acolo, în jumătate de an, o stins cumva, o făcut sarcofagul, o coprit cu multe vieți umane. Da. Unii au murit în zilele, alții au murit în câteva săptămâni de radiație, alții au murit în câțiva ani după radiații. Încet, încet, acum deja cam au murit toți care cândva au participat la lichidarea catastrofei de la Cernobîl. Cam toți. Nu mi-a rămas niciunul, nu a apucat nici să reproducă măcar. Deci tu dacă spui că dacă s-ar mai repeta... Nu, dacă se mai repete, la Kozlodui, de exemplu, odată, cât timp o să trebuiască noi să stângim urmările? Armată nu avem ca să le ordonăm să ducă acolo. Păi spuneai de acei oameni, acele persoane care cu puterea minții pot declanșa sau pot stinge. Oamenii ăștia nu au un control? Nu se implică ei? Oamenii ăștia nu sunt de capul lor. Păi asta spun, dar... Da. Oamenii nu sunt de capul lor în momentul ăsta, dar dacă este un om care poate să facă un lucru oricare, de exemplu, gândește-te că în același timp sunt o mulțime de 100 de oameni care vor exact invers. Da. Și tu unul singur nu-ți poți le bați conștiința și minte la toți. Știi? Noi toți am putea să fim... Care-i probabilitatea, Anatol? Ca să întâmple la Kozlodui? Păi... E foarte mare. Știi de ce? Pentru că totul corupt în jur, ca și în Comunitatea Europeană, se spală bani pe acolo, se investește ca și cum, dar nu se investește. Ca peste tot în lumea asta unde sunt centrele alea de interes maxime. Exact. Pentru că atunci când lucrezi că atomul trebuie să fii drept ca Dumnezeu și să cunoști totul. Dar dacă tu ai început să nu fii așa, rezonezi diferit. Cum spun? Fiecare parte a lumii, fie macro sau fie în jos, micro, cu cât mai mult ne ducem, noi dăm de lumi diferite, dăm de psihologii diferite, de psihoenergetici diferite, vorbim de, chiar dacă am putea să vorbim de structuri sociale și relaționale diferite, cu stări, cu tensiuni diferite, cu problematica lor. Dacă am ajuns acolo, noi trebuie să ajungem un fel de cetățeni de plin drept și înțelegerea lumii atomelor, că atunci putem face ceva. Dacă noi suntem acolo intruși și niște nebuni care nu știm ce facem cu mintea noastră, da, lumea atomelor o să se cearcă să se apere și atunci se produce rezonanță și în momentul ăla se pot întâmpla tot felul de lucruri. Doamne ferește, dar asta este foarte posibil cunoscând nivelul de corupție în Europa. Anatol, Vreau să-mi vorbești despre ce s-a întâmplat acum mult timp, nu foarte mult timp, în Ucraina, în acea zonă, nu știu dacă a fost carantinată sau nu, unde oamenilor la un moment dat a început să le cadă părul. Da, asta a fost a patrulea semn. Care îi spun în felul următor. Deci, ce se întâmpla? Spune-le telespectatorilor. Pur și simplu, peste noapte, ce a fost acolo? În ce an? Înainte de explozie, înainte cu mult, cu vreun an, doi înainte de Cernobîl. Pur și simplu la oameni, brusc le-a căzut, le cadea părul. Sprânceni, genii, orice, tot părul de pe corp, fără niciun fel de motiv. Fără alte manifestări, fără alte suferințe, dureri. Da. Unii se trezeau dimineața, părul era în piernă, alții pe timpul zilei. Evident că au venit specialiștii, au înconjurat toată zona aia, a Cernăuți, vezi, Cernăuți, tot negru, tot cuvânt negru. Au înconjurat și au făcut tot felul de cercetări științifice, ce au venit KGB-ul, au venit toate organizațiile posibile, ce se întâmplă, dacă e o pandemie, dacă e boală necunoscută, dar poate nu e o boală, dar poate e o armă pe care cineva o folosesc împotriva noastră și o folosește local, dar mâine pe mâine să o folosească global, dar poate că asta este numai prima fază, că după tot felul aia, de supoziții și speculații, așa. Se întâmplă așa și cât a durat povestea asta? A durat cam 2 săptămâni de zile, după care procesul s-a oprit de la sine ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Da. Mai mult ca atât, la toți acei oameni, în mod normal, nu trebuia să mai apară. Dar la ei a apărut. Singura diferență care o face între ei, că la unii, deși le-au apărut pleoape, gene și păr înapoi, le-au apărut pleoapele albe, de exemplu, sau genele albe, dar părul în cap brunet sau blondul, cum era el acolo. Da. Nimeni niciodată, nici până acum, nu putea să înțeleagă ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Care deci fost nu motive. Există o explicație. Nu. Științifică nu s-a găsit nicio explicație până acum. Dosarul așa și-a rămas deschis, cum ar fi spus, păstrat acolo, dar niciodată nimeni nu a putut să explice nici într-un fel, nici o logică științifică, de care în orice natură. S-a luat în considerație și factori, spunem așa, cum zic eu, schizoterici, adică ezoterici cum ar fi, dar dus, s-au luat părerea la tot felul de oameni care se cred ei văzători, clar văzători cu Duhul. Crezi în povestea asta cu văzătorii cu Duhul? Nu e treabă de știut, asta e de crezut, asta e treabă de știut, asta deja asta se știe, dar nu-l cred pe el sau pe el sau pe el. Trebuie să-l verificăm. Când îl punem la un control sau la un test, se dovedește ar fi nimic, doar are el schizoteria lui acolo în cap, știi? De asta, da, e oameni cu tulburări de personalitate sau de percepție sau ceva, sau tot felul de schizofrenici maniacali care sunt foarte convingători că el e clar, a vine și a-l arătăm și pe la televizor, atât de convingători. Dacă n-al pui la un test minimum, se dovedește a fi nimic. Doar așa, o schizoterie. Plină lumea de așa ceva. Și atunci nu s-a găsit nicio explicație de nici într-un fel. S-a cerut părerea și așa zisul clar văzători și a cenengelor și a mediumurilor și nu s-a găsit niciun fel de explicație. Dar e un semn. A fost un semn pentru ceea ce avea să se întâmple. Asta trebuie numai să se întâmple și trebuie să apară numai semnul fără că oamenii să înțeleagă. Spune-mi ce semne vezi tu și identifici acum. Dezvoltării medicinii, așa cum o faceți în continuare, nu o să ajungeți decât la autodistrugere. Al doilea semn deja s-a întâmplat. Cei de care aveam cea mai multă speranță și încredere m-au dezamăgit primii, adică taman doctorii. Adică brusc ei și-au anulat în capul lor tot ce știau despre medicină și au început să trateze după proceduri. În loc să-și facă meseria, el făcea procedura. Chiar dacă mori, nu contează, procedura asta e. Adică, și asta ne arată încă o dată. Dacă așa o să continuăm să dezvoltăm medicina și așa ne uităm la ceea ce înseamnă sănătatea umană, ceea ce este afacerea, asta nu e medicină, asta este industrie. Medicina înseamnă cu totul altceva. Și chiar și așa dacă ar fi, când te duci tu la un doctor să-ți facă o anamneză, păi dar el nu știe despre tine, nu poate să-și dai seama de unde provine boala ta, minimum, măcar dacă nu au făcut o anamneză, nu stau cu tine de vorbă. Și ca să stai de vorbă, să înțeleagă totuși ceva de la tine, trebuie să stai măcar jumătate de oră. Spune. Timpul costă. Nu, atunci ia pastila asta. Du-te acasă. Și ce o să întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Să te îmbolnăvești ficatul. Îți vii după pastile, după ficat. Important să te ținem în sistemul respectiv, eu primesc bani. Știm toți asta, Anatol. Spune-mi ce semne vezi tu acum, ce ai identificat, care ar putea să arate ceva, că se va întâmpla, că se va produce într-un timp, mai scurt sau mai lung? Care sunt semnele? Semnele că va urma un alt războiul global. Ele sunt toate pe față și deja am trecut de faza, adică n-am trecut, suntem la graniță, la punctul zero. Încă câțiva pași, asta poate să însemne încă câțiva jumătate de ani, dar poate dacă viteza e mare poate să însemne câteva luni. Sau dacă viteza o frânăm, atunci putem să mai avem la dispoziție vreun an de zile în care am putea să cotim. Dar dacă asta nu se întâmplă, de asemenea arată că nici nu se vrea să se întâmple, pentru că unii încă consideră că un război va șterge totul. Numai că, problemă, războiul nu va fi așa ca în 41. Războiul va fi economic, războiul va fi digital. Nimeni nu mai vrea să... Aia ce se întâmplă în Ucraina, asta e cu totul altceva. Și ei cred că e ultimele dintre războaiele care o să mai fie în felul ăsta, așa, pe față în față, inclusiv cu baioneta sau cu hârlețelul de tactic. Astea sunt, și astea sunt locale. De astea locale totdeauna să fie. Uite și în Paris, vezi, democrația, polițiștii tot încearcă să-i convingă pe demonstranți, adică să-i învețe democrația autentică și ăștia nu pot înțelege și tot bată în ei cu bulanele deja de câteva săptămâni, dar le impun democrația și ea nu pot prinde ideea, vezi, să bată acolo. Ei, dar mâine până să treacă la armate. Și de ce? Pentru că cuiva, cineva o să aibă un interes. Dar ce se întâmplă dacă îi înarmăm pe demonstranți? Dă-i cu niște pistoale, dă-i cu niște pitarde, dar dacă văd că au tupeu, le dăm și un calașnic. Cu ce o să întâmple? În război civil e toată frumuseața este? Ar fi teribil. Ar fi teribil. Dar am vorbit despre semnele care se arată, pe care le vedem, le identificăm. Am vorbit despre semnele de pe corpurile noastre. Da? Ai văzut, vezi și sunt convinsă că studiezi personalitățile periculoase. Da. Cea mai periculoasă personalitate, nu? De care se teme, nu știu, tot globul. Există? Avem o astfel de personalitate periculoasă în momentul de față? Care? Cine e? Șeful celor care se numesc periculoși, adică Satan, să spunem așa, numai că nu-l vedeți. Pentru că nu-l vedeți, credeți că nu există. Bine, nici pe Dumnezeu nu-l vezi, deci nu există. Așa, și multe lucruri nu vezi, dar ele există și ca manifestare le vedem. Toți cei arondați acolo sau slujitorii. Așa, sunt personalități periculoase, slujitorii. Păi slujitorii, dar trebuie să-i identificăm, trebuie să-i vedem, dar trebuie să... identificăm, ei să-mi numesc singur pe față, adică nici nu să spun. Așa, zici? Așa, numai că vin și ne explică niște lucruri în favoarea ta va fi făcut. Mieroase, cu vocile mieroase, așa. Nu? Și noi, da, vrem, apoi când ne trezăm, da, n-am vrut parcă asta, ei, dar asta e o consecință naturală, firească a ceea ce ai vrut tu. E ca și cum tu ai vrut să primești un salariu minimum și să nu faci nimic, stai acasă. Și uite, îți dăm 1.000 de euro, stai acasă. Nu faci nimic, nici nu ieși la demonstrații, dacă vrei, ochelare, tai în realitatea augmentată, e foarte bine, Doamne. Nu trebuie să nici muncești, o să ai. E, dar după 2 ani o să spune că nu mai avem 1.000 de euro să-ți dăm, că s-au schimbat sistemul, probleme sociale, nu știu, și îți dă numai 800, pe urmă îți dă numai 300, pe urmă îți dă numai 200, pe urmă, știi, ea mulțumește tu cu 50. Da, dar eu n-am vrut. Ei, n-ai vrut, dar asta și-o s-a întâmplat, nici noi n-am vrut. Noi am crezut că o să-ți dăm 1.000 de euro până când trăiești, până când mori. Da. Dar ne spui și ceva de bine? Păi asta totul e de bine. Totul e de bine, nu? Absolut. Deci nu există bine fără de rău și nu este rău fără de bine. Yin și Yang sunt împletite tot timpul împreună. Depinde pe care tu vrei să pui accent. Pe care buton apeși mai mult, nu? În conștiință, da. Cam așa. Dacă vrei să plângi pentru faptul că ai părăsit spațiul în spate ca să înaintezi înainte, atunci o să pare rău de spațiul care l-ai părăsit. Adică aia, știi, ai lăsat. Dar dacă te bucuri de faptul că te apropii de ușă, adică atunci asta o să fie bucuria ta, că te apropii de ușă și nu mai contează cât spațiu rămâi în spate, adică cât cedezi. Ai scris în carte, am reușit nu o singură dată să reîntorc la viață. Da. O persoană, mai multe persoane. Da. Uite că nu găsesc pasajul, că chiar aș fi vrut să citesc din el exact ce ai scris tu. În două forme. Ce înseamnă asta? Adică gândește-se, dacă vezi un om care merge pe stradă, nu înseamnă că este viu. Păi am zis că unii sunt zombi. Exact. Dar ei pot fi readuși la viață. Pentru asta trebuiește la viață deplină. La viață conștientă și la viață care înseamnă trăire. Păi dacă el nu e conștient, cine alege pentru el să fie trezit? Cineva alege. Totdeauna cineva alege. Păi și tu de ce ai face asta? De ce l-ai trezi? De exemplu, pentru că am văzut în el potențialul. și că e păcat, spunem așa, eu ca om văd că e păcat că potențialul ăla se piardă, da, păi Dumnezeu. Dar numai că Dumnezeu nu o să vină să-l trezească pe el la tot, o să trimeată prin om, pe mine, pe tine, ca să le iei de cap. Că Dumnezeu vorbește prin oameni. Evident, și totul prin oameni se face. Așa. Și, bine, și cele care ne plac și le numim bune sau bine și cele care nu le plac și greșit le numim rău. Dar dacă nu ne place nouă ceva, asta nu înseamnă că rău. Dimpotrivă, din experiența mea, inclusiv de psiholog, pot să spun cam așa. Dimpotrivă, când ai de un rău, de ceva care nu-ți place, tocmai ea te dezvoltă. Nimeni nu ajunge campion stând la bar și distrându-se. Știu. Treci printr-o sumedenie de lucruri extrem de neplăcute și extrem de dureroase, dar așa ajungi cum campion. Așa odată ajungi să ridice drapelul în numele țării tale și îți dă lacrima și toată lumea se bucură de realizările tale ca și cum ar fi a lor. Uite, Halep, când o pierdut, în schimb, toți o sărit pe ea, deși nimeni nu a ajutat-o cu un ban vreodată să ajungă campioană, dar când o pierdut, ne-a făcut de râs. Da. Pe toți deodată, adică nu mai este româncă de-a noastră, cam așa ceva. Astea sunt relațiile sociale, nu vorbim despre ele acum, cum se întâmplă și care e legitatea lor și de ce se întâmplă așa. Când oamenii, fără nicio contribuție la ceva, victoria unuia devine victoria tuturor. Dar și greșeala lor, ca și cum ne-a făcut de râs. Nu-i bine să ne mirești în astfel de situație și e bine să le dai, românește vorbind, peste bot la timpul potrivit. Și politicienilor inclusiv. Cât am fost și mă antrenam, nu m-a schimbat pe la, nu mi-ați dat nimic. Dar când am ajuns campioană mondială, repede m-a schimbat și jumate de oră îl ții pe băiatul ăla și îl trăsezi așa de mână. Cu... Stai că mai e un pic și începe campania electorală. Numai anul ăsta, nu e anul viitor. Da, nu? O să bine. Fii poate căutat de data asta? O să accepti? Nu o să accepti? Nu. Nu ce? Nu accept și nu o să intru într-așa ceva dintr-un simplu motiv. Ai noștri sunt prea proști ca să te încurci cu ei. La toate nivelele, crede-mă. Și atunci de ce mai rămâi aici? De ce mai stai în România? Pentru că-s tocmai ce? Pentru că-s proști. Tu unde te duci? Unde-ți deștepți toți și tu ești proasta? Lor, sau te duci acolo unde sunt toți proști și tu ești deșteaptă lor. Cum sună asta? Da, se sună nemilos. Nu cred. Da, păi, da, cred. Nu cred. De păi de ce nu încerci să ridici aici nivelul? Păi eu încerc să ridici conștiința. Păi da, crede-mă, chiar asta evoluăm și noi. Păi ai spus că nu vrei să te amesteci, că-s proști. Nu vreau să mă aleg, nu vreau să particip la măzgălearea, la hoție, la furăciunea care o să întâmple imediat după asta și la minciuna care o promovează. Chiar în timpul da, în Belgia, undeva, dacă ai spus că asta o să faci, când ajungi acolo, asta faci. Într-o măsură mai mare sau mai de asta faci. Dar când tu în România spui că o să faci aia și a doua zi când ajungi acolo, exact, nu mai faci deloc, eu nu vreau să particip la așa ceva. De ce? Pentru că noi sunt nerușinat de... nu știu cum să... mârlane ar fi cuvântul cel mai bine. Că dacă toți așa fac, tu chiar ajungi să crezi că ești Dumnezeu pe pământ, știi? Pentru că ești din jurul tău. Dacă ești din jurul tău, ca pe vremea romană, când venea Cezar pe acolo, orașul nu l-a aplaudat cu câștigat, și el strigau la el, nu uita că ești muritor, nu uita că ești muritor. Da. Nu ți-o lua în cap, adică. Da, e adevărat că până și Cezar era cât pe ce să fie linșat pentru că avea chelie, început de chelie. Fost, nu că era cât pe ce. Păi nu, din cauza asta, da. A fost asta, ei, lasă-mă. A fost asta un motiv că avea început de chelie. Tu ai lucra cu un calculator, ai pune un calculator să lucreze, să iei decizii statale importante, dar calculatorul tău nu e conectat nici la un server? Și lucrează numai cu acea informație care mai mult sau puțin o dobândit-o în timpul... Vorbeam aici de chelia lui. Aia este și chelia. Cum o să vină un chilos la putere, cum o să facă o răsturnare de situație dramatică sau o revoluție și nu obligatoriu în sensul bun. Nu vezi că în viață, din tăi vă atenționează prin filme, prin desene animate, ce o să întâmple și pe urmă când se întâmplă, tu nu te mai speria ta, nici nu iei decizii, nu iei niciun fel de acțiune, pentru că ai fost cumva, ai știut tu că așa, am știut eu că o să întâmple, dar de unde știu, ți-o arătat la televizor, într-un film, într-un episod, cu o oră exactă când o să se întâmple. Și când o să fie refăcut Uniunea Sovietică din nou, o oră să se doi, cu o oră exactă și în momentul exact, filmul Simpson s-a arătat, apropo, cam tot ce a arătat Simpson s-a realizat, nu? Cu lux de amănunte și pe unde merge omul și când scoate, scapă foaia și unde stă și ține globul, poza reală cu poza din film cu cei animali care au fost făcut cu 12 și 14 ani înainte, ca Trump să se întâlnească unul la unul. Păi ce trăiești tu, Anatol? Ce trăim noi? Ce trăim? O iluzie? Iluzie totală, normal. Fiecare om trăiește în iluzia lui personală. Și când se întâlnesc doi oameni al căror iluzie... Și nu te oftici că trăiești în iluzie? Adică nu. Toată o viață întreagă în iluzie? Nu. De aceea e foarte ușor să trăiești într-o lume în care fiecare iluzie poate fi modificată doar de la o frază. Și deja ești visează regină și gata. Și poți să faci cu ea ce vrei. Numai pe ei spus că tu ești specială, alta că tine n-am văzut. E deja altă poveste. Deja măcar să fie de bine, Anatol, măcar să fie cu cuvinte frumoase, cu cuvinte speciale, nu cu stări speciale. Bine, ea o să bucure că ai spus că e frumoasă și din asta îți va hrăni. Păi și ce e rău în asta? La pat și te hrănești din altceva. Ce e bine pentru tine, obligatoriu să fie bine pentru ea. Deci, până la urmă, concluzia, Anatol, totul este iluzie și totul e deșertăciune. Corect. Pentru ce? Pentru ce ne agităm? Pentru ce ne facem să suferim? Pentru ce ne ucidem? Uite, asta e cel mai important lucru. Pentru ce? Chiar și eu mă întreb. Adică, dar de ce faci toate chestiile? La ce... Pentru ce manipulăm? Pentru ce există centrul ăla de putere dacă totul este iluzie? Păi unii știu exact unde vor să ajungă și pentru că sunt deștepți, acolo vor ajunge. De ce poți face? Adică, te întreb, polițienii noștri de ce fac ce fac? Și de ce fac? Pentru că pot. Pentru că nimeni nu trece la responsabilitate. Exact, ăsta e răspunsul. Pentru că pot. Și eu dacă aș fi acolo și aș vedea că atâta pot și nu primești nimic, niciun fel de pedeapsă, voi m-aș gândi, chiar, adică am ajuns odată, 4 ani stau acolo. Dacă nu fac toți ăștia din jur, mă lăsesc fraier. Tâmpit sau nebun. Dacă eu vreau să fac de adevăratele ceva, găsi ce o să fac. O să adune toate ăștia care înțeleg că 4 ani doar stau acolo și o să mă dai afară. Sau să-mi fac un dosar penal. Sau să fac ceva ca să ies din sistem. Bă, tu votezi, cum spus liderul de grup. Cum votezi? Ela așa votezi, nu de capul tău. Anatol, anul viitor va fi un an de vibrație 8? Da, taman va fi anul... E bun pentru alegeri? Pentru alegeri este bun, dar nu e bun pentru popor. Pentru că ne întâlnim cu cifra de vibrație 8 și la anul avem... Cifra de vibrație 8 a României. A României. Dar 8 are 8 are câțiva divizori. 8 o să împarte la el însuși. Da. Adică lupta, puterea se poate diviza în ea însuși. Așa. Lupta se împarte, 8 se împarte la 1, adică poate să apară unul care să producă divizarea României sau sistemului. 8 se împarte la 4, adică sistemele se răscoală. Nu știu care sisteme. Multe sisteme sunt cadre, cadru militar, cadru didactic, cadru care se răscoală ele între ele și se împarte la 2, adică la lume. Adică avem 4 divizori care pot diviza în oricând lumea. Nu obligatoriu că o divizăm în sensul că punem granițe cum ai, de exemplu, Rusia și Ucraina. Suntem divizați ideologic, e suficient. Da. Ne dorim unitate, dar nu o să ajungem aici prea repede. Hai să vorbim un pic despre anul ăsta. Deci anul viitor zici că e un an periculos pentru România, anul 8. Se va produce foarte multă divizare, vom începe să ne urâm între PSD-ului, OSR-istului, satanistului, progresistului. Mai mult decât se întâmplă acum. Mai mult. Acum... Dar hai să vorbim un pic de anul ăsta, de vibrație 7. Că suntem în anul ăsta, abia a început anul. Anul serviciilor secrete. Anul centrelor de putere, exact. Oculte. Oricum nu se înțelegeți nimic ce se întâmplă, ei o să cutărească la nivelul ăsta, adică taina. Adică cine sunt? În trecut ăștia se numeau, șaptele era templierii sau roza crucienii. Acum ei se numesc armata lui Hristos pe pământ, care nu-și îndeplinește funcțiunea, adică se numesc organizațiile secrete, de informații, de, nu știu, inteligență, nu contează cum le numim noi acolo, funcția lor este... Multe dedesubturi să înțeleg anul ăsta. Și în anul respectiv 7 este taina, adică e nevăzutul, nu-i ceea ce se prezintă ție ca în spectacol, ci ceea ce se întâmplă după cortină. După cortină nu se vezi niciodată. În culise. Tu vezi numai teatru, dar de ce este îmbrăcat așa, dar de ce n-are haina potrivită? Pentru că în culise sunt niște lucruri foarte importante care desfășoară și de aici spectacolul este așa cum este. 7 înseamnă că la nivel global este anul în care serviciile secrete între ele sunt vorbate, se vor înțelege, nu știu, nu hotărâm. Avem ei și o spune, gata, ne-am terminat cu războiul. Dar de ce? Că deja cad băncile prin America, am vrut să-i pedepsăm pe ruși, dar de fapt ne pedepsăm singuri. Apoi nu mai este așa, apoi vine din nou mâine o armă pe care o să aibă numai Rusia. Dar nu se spune că aici spațiul ăsta al nostru ar fi grădina Maicii Domnului? Nu avem noi centri de energie în munții noștri? Bulgarii sunt mai proști. Ei și ei la fel îi fantezează despre țara lor tot felul de centri energetice. Pentru anul ăsta, ca să dobândim cumva sau pentru a păstra pacea dintre inimă și minte, da? Pentru pacea între oameni, pentru pacea în gânduri. Cum să fie atitudinea? Cum să fie acțiunea? Acțiunea și gândirea și modul de a ne organiza anterior, ea trebuie să fie aia care e totdeauna veșnică, nemuritoare, neschimbătoare și scris în toate tratatele de, spunem, inspirație divină sau pur și simplu inspirație sau revelate. Adică acele lucrări care îți dai seama că un om, oricât de inteligent ar fi, nu poate construi așa o carte, care nici calculatoarele astăzi nu pot descifra cât de bine structurată. Adică fiecare al 7-lea cuvânt începe cu T, de exemplu, fiecare al 49-lea cuvânt începe cu A. Și cum ar trebui? Cartea. Cum ar trebui să fie? Adică fiecare ar trebui ca să se gândească așa. E venit pe lumea asta ca să ce? Ca să furi, ca să faci politică, ca să faci chestiile, trebuie să ai o tulburare psihică obligatorie. Din cauza asta, observ, psihologie știu chestia asta, dar știi, cum se numește, să nu deranjăm pe fragili, dom'le, să vorbim mai încet, dom'le, bețivă-i bețiv, să numim cuvintele lui, nu obosit, nu știu cum acolo, meditativ sau așa, e bețiv, ăla e prost, ăla e hoț, în natura lui e hoț, cum să-l numim, nu că el de fapt este speculativ, ok, e hoț, adică, tu numești el speculativ, așa, dacă vrei, că-ți place așa, dar el e hoț, ăsta e măgar, ăsta e trădător. Este trădător, înțelegi că e trădător. Nu, domnule, el slujește, face lobby pentru o altă țară. Adică face lobby pentru o altă țară. Deci, Anatol, pentru a fi bine. Pentru a fi bine, omul trebuie să lese de toate porcăriile respective, muritoare, veșnice și neschimbătoare, și să îngrijească pe el și să conecteze înapoi la sursă. Să-și dea seama că sus are aici are un tată biologic, numit tatăl biologic, adică cel care m-a înzestrat pe mine cu o corporalitate, adică cu o structură genetică, și mi-a transmis în fiecare spermatozoid ca un fel de memoristic toată informația pe care l-a dobândit-o până la momentul ăla, așa, și mama fizică. În același timp trebuie să mă nasc a doua oară, că oamenii ăștia trebuie să... Ok, mă nasc a doua oară înseamnă când ce? Mă desprind de mama și de tata biologic și încep să-mi dau seama că am ieșit din burta asta familie, am ieșit din burta, că din momentul ce ieși dintr-o burtă, găsi ce faci? Numerești într-o burtă mai mare, că la Păunescu, abandonând un păcat, cuprinzi un altul. Imediat, în același minut, nu poți să fii lipsit de păcat, n-ai cum, când ești Dumnezeu, ai erori genetice. În momentul ce ai spus nu mai fumezi, o să îmbrățezi imediat un alt păcat. Nu poți să mergi fără de păcat. Pentru că yin-ul urmează yang-ul, adică nu poți să mergi fără umbră, o să ai umbră. Păi ia zi tu, Anatol, de ce păcate te-ai lepădat? Și ce păcate noi ai îmbrățișat? Nu m-am lepădat nici de un păcat, eu îmi iubesc păcatele mele, le înțeleg. Le iubești? Da. Păi ar trebui să facem așa? Da. Păi cum să ne iubim păcatele? Păi, dar nu a spus Dumnezeu, iubiți-vă răjmașii ca pe voi înși, sau dușmanul vostru. Uite, îți ui că ai dușmanul meu, dar eu nu mă tem de el, îl înving. Glumă. Nu te lași dovedit. Nu mă las dovedit, nu mă tem de dușman, eu iubesc dușmanul. Așa încerc să-l fac prieten. Și apropo, îl faci, pălinca aia e foarte bună și sănătoasă. Dar cu ce? Cu măsură. Ați văzut și cercetări științive și inclusiv americane demonstrează cât de bună. Adică ce vrei să spui, Anatol? Că dacă eu nu beau, nu fumez, nu consum băuturi acidulate, mănânc echilibrat. Asta înseamnă că îmbrățișez alte păcate? Da, cum să nu? Evident. Care? Altfel te distruge. Altfel m-aș distruge dacă n-aș avea păcate? Evident, dacă n-ai avea în tine yin și yang-ul în doză echilibrată ca să poată să nu domine niciunul nici altul, te-ai fi descompus în momentul de față. Adică tu trebuie să ai în tine și ce absorpție, adică și implozie și explozie în același timp, că dacă una domină, tu ori implodezi și te distrugi, ori explodezi. Prin urmare, ai păcate o mulțime, dar altele decât cele care le-ai numit tu. Cu astea doar te lauzi că nu le am. Așa, ai altele mai subtile. Te le auzi că nu le ai și le poți dovedi că nu le faci, dar ai altele subtile, mai drăcovești, mai subtile, mai afurisite. Exact, dar toți le avem chestia, nici măcar nu trebuie să ne rușinem pentru chestia asta. Nu suntem sfinți și nici nu trebuie la o adică. Că sfântul devine în urma unui demers, nu pentru că vrei să fii sfânt. Adică tu mergi pe o cale de dezvoltare și când noi să ajungi și automat să fii sfânt. Iar când noi să ajungi acolo, fără niciun antrenament, pur și simplu la momentul ăla să mergi pe apă. Fără unii să antrenează toată viața să meargă pe apă și nu o să meargă niciodată. Dar dacă tu mergi pe linia corectă, pe drumul, mergând, te dezvolți, să modifică în tine structura psihică, energetică. Aceea energetică o modifică pe cea psihică, adică informațională. Aceea informațională o modifică pe ea fizică, adică materială. Și aceste trei elemente le avem totdeauna. Totul în lumea asta este energie, informație și materie. Și în dependență de viteza la care ele sunt emise sau propulsate, se transformă din una în alta. Ia uite, materia, luăm o greutate, o ață și o învârtim. Dar dacă omorâtul se învârte așa tare, nici nu o să mai vezi. De ce? Pentru că o să dispară ca materie, nu o să o vezi. Nu o să vezi piatra aia în capătul și nici funia. O să dispară ca materie, nu o să o vezi, dar o să existe informația. Încearcă și bagă de aici acolo, o să vezi cum ți-o pățește. Informația există și ți-o aruncat. Înseamnă că se învârte cu viteză mare. Dar dacă o învârți și mai tare, și mai tare o învârți, ea în general o să dispare și ca informația se transformă în energie, pur și simplu, dispare. E, uite, asta tot timpul se întâmplă în noi. Un anumit gând, cu o anumită viteză, schimbă noi o anumită structură, o anumită informație. Acea informație, cu o anumită viteză vehiculată, cu o anumită intensitate vehiculată, modifică celulele, modifică, apoi ne îmbolnăvim de ficat. Putem să facem invers procesul. Putem. Ne trebuie foarte multă cunoaștere pentru asta. Nu. Trebuie să învățăm să modulăm realitatea în viteză. Cum facem asta? Că poți să te rogi cât vrei, dar viteza, rugăciunea ta să nu ajungă nici măcar în al treilea cer. Dar tu câți oameni știi care se roagă și au obținut ceva ce s-au rugat? Și unii nu se roagă deloc. Unii pur și simplu am zis că asta vreau, să apucă și aplică voința și fac ceea ce a vrut el. Că e Dumnezeu. Păi el și cum să facă asta? Să aplici voința, nu să te rogi. Așa, adică să ai intenție, consistență și acțiune. Evident, adică tu roagă-te cât vrei ca să ajungi milionar. Dacă nu faci nimic. Eu mă ridic și nu mă rog nici într-o zi. Mă duc și spun, am de făcut asta. La acțiune. Va fi greu, dar mi-aplic voința. Și încet, încet, îmi antrenez voința atât de mult, încât pe urmă 50 de angajați sunt instrumentele tale care lucrează pentru tine fără să-și dai seama ca să împlinească dorința sau visul tău. Tu pentru asta le dai o mizerie de salariu, pentru că munca 8 ore din viață costă... Bine, acum fiecare și-o evoluează cât vrea. Și atunci îți dau 20 milioane sau 4.000 de euro, sau 1.000 de euro pentru, nu știu, o lună muncită. Dar în luna aia tu ai trăit? Dar ai învățat ceva? Dar ai făcut ceva? Tu de ce ai venit pe lumea asta? Că numai să câștigi salariul? Dar tu, Anatol, crezi că fiecare om are prețul lui? Da, evident. Și tu ai prețul tău? Fiecare. Și se vinde la limita prețului. Și ești bun la negociat? Da. Deci știi, este un film Contract cu diavolul, nu? Ai văzut? Sau Propunere indecentă. Ai văzut cât costat omul? Ai văzut? Ea se considera intangibilă și nu știu cum acolo, dar regula spune, ce nu se cumpără cu bani, se cumpără cu bani mulți. Nu? Și dacă vrei, asta e în cazul bun. Așa. Totuși ai dat bani. Deci nu chiar manipulare, îți dau și îmi dai. Dar dacă vrei, poți să o faci să se vândă gratis. În baza unei credințe sau unei doctrine sau în baza unei ideologii, cea mai puternică armă conceptuală. Adică nu te împușc niciodată, pur și simplu îți modific concepția și tu îți trăiești mâine după cum știu eu că trebuie să trăiești, în folosul meu și în dauna ta. Dar nici noi să observ chestia, că o să fii mândră că ești conectată la acea concepție despre viață. Noi ăștia comuniștii, noi ăștia anticomuniștii, noi suntem speciali, noi bărbații, voi femeile, habar nu aveți și voi despre noi la fel, că habar nu aveți niște tâmpiți care nu știu, cam așa și până la urmă ai de face cu două tabere tâmpite care nu fac în loc să înțeleagă și să înțeleagă că sunt complementari. Exact. Maximum de complementari, dar deloc asemănători. Da, așa e. Ei se bat pe motive și cursuri fac pe chestia care, uite, cum să-i facem pe bărbați. Ok, și ai făcut cursul ăla, l-ai făcut pe a tău, sau până la urmă l-ai enervat și te-a făcut el pe tine pe altă parte. Tu o să-l faci pe el psihologic și el te-a făcut pe tine fizic. Concluzia întâlnirii noastre de astăzi, Anatol, care ar fi? Concluzia este că trăim într-o lume absolut nebună, își merită pe deplin suferința, ea nu va înceta, se va amplifica, trebuie să ne obișnuim, trebuie să ne pregătim pentru asta și să ne distrăm, dacă ai puterea asta de spirit. Dacă nu, atunci să fii alături cu ei, complementar sau cum spunește, compasiune, nu? Fii pasiune și în compasiune cu ei și o să suferi împreună cu ei. Eu zic să-i leși în pace, fiecare să-și iei necazul până la capăt, să-și bea ceașa cu o travă proprie, care el însuși a construit-o până la capăt, nu-l încurca. Unul va rezista la cât o băut și se va face rău, dar va trece. Altul nu va rezista, dar tot el se va otrăvi cu propria otravă. Nu vezi că condițiile de viață parcă sunt mai bune, medicina a dezvoltat, dar cancerul e tot mai mult. Dar de ce oare? Medicina a dezvoltat? Înainte, dacă aveai o femeie cu cancer, boală neagră îi spunea, sau rac. Așa. În tot satul, tot județul, știași, Doamne, săraca, aceste... Pe urmă găsă, dar cum să nu aibă săraca, dacă ți-ai minte ce-a făcut taică-s-o, dar ce de atunci așa se explicau lucrurile. Păi, dar acum, într-un sat deja este obișnuință, 10, nu-i una. Da. Cancer de uter, cancer de sân, cancer de nu știu ce acolo, fel. De unde atâta cancer? Ce s-a schimbat? Condițiile de viață sunt îmbunătățite. Deci mâncăm foarte multe chimicale, nu? Nu contează ce mâncăm. Contează nu mâncarea ne otrăvește, credeți-mă, omul se poate adapta să mănânce și cianură dacă mănâncă în doze mici, se adaptează. Așa. Dacă nu ne-am obișnuit sau nu ne-am obișnuit cu salamul ăla prostesc, cu chimicale, cu aluminiu în el, cu lucruri care n-au ce căuta în organismul uman, dar dacă n-am murit înseamnă că ne-am adaptat. Dacă bun, nu și muream atunci, deja. Ce ne otrăvește cu adevărat? Stările, duhul, starea duhului. Emoțiile astea care... Emoțiile, otrăvirea, știi cum te... Știi vorba românească, ce te-ai oțătit așa? Corect. Ce te-ai acrit așa? Ce te... așa trăiești cu acreala aia așa, modifici statutul tău bazic pe unul acid și în statutul ăla acid al corpului tău, celula canceroasă e așa o satisfacție majoră. Apoi ne mai dăm cu tot felul de parfumuri, adică pe bază de spirit și alcoale pe corp, nu știu ce acolo, și el înflorește că îi place spiritul maximum. Așa, duhul, uite, duhul cancerului, știi, înainte toată boala o vedeau ca pe un duh. Apropo, și desenau, cum arată invidia, cum arată gelozia, în cărțile vechi sunt desenate, oamenii le revedeau real. Și sunt interesant, uite, gândește cum noi am evoluat, o evoluat tehnologia, o evoluat numai niște cercuri de oameni înguști, destul de ermetice, care au făcut toate astea ca să-i stăpânească pe toți ceilalți. Dar gândiți-vă, în cărțile vechi se scrie cu lux de amănunte 240 de trăsături de caracter pozitive și 240 de trăsături de caracter negative. Am căutat acum cu disperare ultimele săptămâni, la asta chiar lucrez. Câte trăsături de caracter pozitive și negative cunoaștem acum? 20. Tu să-i seama, înainte când se uita la tine vedea 200 de caracteristici plus, minus, știi că catalogau cam cine ești tu. Și deci acum... 240 pozitive, 240 negative. Exact, și foarte fine. Da. Și strățături care te deși le vedeau, le analizau și te le găsau în tine. Le ai, nu le ai, punct acolo, punct cu minus, încolo, punct cu minus, până te descriau exact cum ești. Astăzi 20. Adică handicapați așa, te uiți la un mare, vezi 20 de caracteristici și le iei ca și cum nici nu există. Nu le iei în seamă, nu le iei în calcul, dar efectele se produc. Și pe urmă trebuie să-mi da cum omul ăsta pe care i-am dat pistolul, s-a împușcat pistolul, a trecut comisia medicală, psihologică, cu pistolul din totare să împușcă în viceul la primărie. Cum s-a întâmplat așa? El l-am testat, era bun. Dar ce ai testat tu? 20 de puncte? Când înainte oamenii vedeau liber 240 de trăsături de caracter, de personalitate, adică trăsături de caracter. Da, da, înțeleg. Anatol, mulțumesc pentru întâlnirea asta. Data viitoare... o să ne gândim mai bine despre ce să vorbim. Poate despre putere. Poate despre iubire. Poate despre pace. Pace vouă. Da. Pacea poate să fie numai în interior, chiar dacă în jur bubuie tot. Asta e cea mai importantă pace. Dar dacă pace avem la interior, putem să o propovăduim. Nu putem. Dacă avem pace în interior, ea nu se va manifesta în afară, pentru că în afară este oglinda a ceea ce avem noi în interior. Da. Cu cât mai sălbatici suntem în interior, cu tot o să fie și războiul mai sălbatic în afară. Războiul poate să fie și în șah. Hai să ne batem în șah, de exemplu, și rezolvăm problema, care și ea și ce și ea, știi? Sau de ce să ne batem soldații ăștia? Îți mulțumesc că ai fost aici alături de mine la Intervievista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Și data viitoare te aștept cu noua carte. Da? Ai zis că lucrezi. O depun toată silința și străduința, dar nu transform silința în siluință și nici strădania în suferință, adică în măsura posibilităților. Doamne ajută! Mulțumesc! Cam atât pentru astăzi. Pe curând, toate cele bune! ZUnivers Podcasts.